Vezi înaintea ochilor un șir de case ca și cum le-ai privit din stradă. Sunt acolo trei prăvălii modeste de târgușor provincial. Întâia este a lui Tache, a doua este a lui Ianche și cea din urmă și micuță a lui Cadâr. Casa lui Tache și a lui Ianche sunt construite absolut la fel, numai că sunt cu totul altfel zugrăvite. De pildă, zidurile casei lui Tache sunt roșii, iar tabla de pe acoperiș neagră, pe când casa lui Ianche are zidurile albastre și tabla de pe acoperiș albă. Firma lui Tache e neagră cu litere galbene, iar a lui Ianche galbenă cu litere negre. Căsuța micuța lui Cadâr și firma lui au luat de la fiecare câte o culoare. Așa de pildă, zidurile sunt negre, tabla roșie, firma galbenă cu litere albe. Tache și Ianche țin mărfuri la fel. Coloniale, un pic de fierărie și mărunțișuri de marchitănie. Numai Cadâr are specialitatea nației lui. Cafea, rahat și tot felul de dulciuri. E vreme de vară. Toate cele trei prăvălii au perdele în față cât ține micul trotuar provincial, firește și ele deosebit colorate. E cald și zăbușal. Ghicește apropierea serii, dar vipia nămiezii s-a prelungit până aici. Poate să fie ora 5. Toți trei negustorii, ușor și comod îmbrăcați de vară, dormitează. Ulița e pustie și nu se aude decât foarte departe, undeva, cântecul trist al unei flașnete. Calde! Ce-mi spui asta mie? A cui ce spui? Ce mă interesează pe mine că ții cald? Dacă ții cald, du-te în casă și te răcorești. Ce eu pot să te răcoresc? Ăștia a rugat eu să mă răcorești? Lasă-mă în plata, domnule! E buftim, mă, cu eu nu-l las. Mă rog, ție nu ți-e lene să vorbești atâta? Și tu privește pe tine, dacă mi-i lene, ori nu mi-i lene. Dacă ți-ar fi lene, ai dormi. Mare căldură, așa o căldură n-am avut toată vara. Ce-mi spui mie asta? Dar ce ție spui? Păi cu cine vorbești? Și te privește pe tine cu cine vorbesc. Vorbesc cu Dumnezeu. Ia te uită pe căldura asta lui arde de cântat. Și ce parcă el cântă, cântă mașina. Da, da, el dă din mână. Ce ești dobit ochi, el dă din mână în cer și mașina cântă tare. Nu-ți fărăi că nu poți să dorm. Dar nu-ți fărăi, turcu-ți fărăi. Spune-i să tată. Nu pot că-l trezesc. Da, dar el de ce mă trezește pe mine? Ei, Cadâr! A cușit un cap în calup de săpun. Cadâr, ce-ai luat așa turcește? Cadâr, mai este sub de tot cântoare, pentru că te-l trezește. Nu mă mișc de aici nici mort. Dar ce crezi că eu mă mișc? Mai bine stric un calup de săpun. Ia uzi, domnule, cum sfără. Asta nu mai este turc. Asta e curat armăsar persan. Cadâr! E așa, dai un ban de-a face. Mai zbârli un calup. Dar ce crezi că eu am fabrică de săpun? Spune că a venit un mușteriu, că pe mine nu mă crede. Ia, fă-te repede, că doar că vine baba Zarta să cumpere ceva. Ce-mi pasă mie, ea nu cumpără de la o vrei, fă-te tu că doar. Domn Tache! Domn Tache!
ca lup din sopun. A, n-am să pun bomba, bă, s-o strica șerii lui Ianche. Of, păcatelor. Doi Ianche, ia dă-mi un calup din sopun. Sopun, două dame, sopun n-am dat, chiar de la tache că el are. Are, are, dar zici că nu-i bun. Parcă se pricepe el la sopun. Domn Tache, auzi, jupânul zici că n-are. Are, nu te uita în gura lui. Of, Doamne, jupânii zău, dă-mi un calup din sopun. Nu se poate așa o creștină ca dumneata să cumpere de la un ovrei ca mine? Ia de la Tache că ți-l dă mai ieftin. Ia-te, babă, ia bucata așa de jos că ți-o dau ieftin. Așa de acolo. Apoi vezi că nu e rău? Dar cu cât? Bă, cât vrei? 5 lei poftă. Oh, e murdară, mai că nu se poate, mai că nu se poate. 3 lei, hai. 3 lei. Că... Dar și crezi, mă, tale, că... Ia 3 lei, așa, că ți ajungi. De 10 lei încoace. Vișe? Pe bucata de săpun, dar ce-am vândut-o eu? Păi de ce ai zvârlit? Ce te privește pe tine ce fac eu cu marfa mea? O așez unde-mi place de 10 lei. Nu dau nimic. Îi dăm atunci un calup de la tine. Da, și eu și câștig. Dar nu fi băgat, n-ai câștigat 50 de bani, dăm un calup de săpun. Vindele? Dacă nu dai imediat, te pui la dobândă. Na, ții toți 3 lei, na. Poftim restul. 50 de bani câștigător. Dar și eu am vândut să punem eu ca să câștig? Dar și eu l-am vândut ca să câștig, tu l-ai vândut, o să ți-ai câștigă. Bine, l-am luat. Să-i poți sănătos, dar fiindcă totul e sculat, dă-i încoace și pe-ai mie. Așa, ți-i vorba, ascultă și tu și ei. Dorm. Cum, îi lași așa în mijlocul drumului? Dar ce te privește pe tine unde îmi fac eu casa de economie? Lasă-i acolo că poate spunde să mânți. Iar o început, măciniștea ne-au necășit totdeauna pe noi, săracii români. Cum ai tăi rezervă, că ai stat sfără e mult. Am, dar l-am scumpit. Nu te dracului, n-ai câștigat destul la el. Cadâr! Da. Ce-ai făcut? Eu n-am făcut nimic să pun, am făcut așa un săpun prost. Eu trimit la Cadâr și îl nimărește în zid. Păi, dar ai dat jos o grăvelă. Să știi că e semn de ploaie, așa un săpun bun. Numai că l-am sfârlit și-a mirosit la ploaie, a și spălat vopseaua. Aici este să pun patent, am să vând mai scump de aici încolo ca să-mi scot vopsitul casă. Păi chiar ar trebui să le vopsim? Da, bă, da, dacă vrei să vopsești, vopsește ce om să-ți-o vopsesc. Bine, atunci termin vorba lui stănică să vii și pun la vopse. Sau așa crezi tu și eu ce fac? Păi treaba ta? Păi dacă a fost vorba să așteptăm să fie copii, să-i întrebăm cum vor ei, așa o vorba e. Păi da, dar băiatul meu a venit. Dar ce mă privește pe mine băiatul tău? Mă privește fata mea și ea n-a venit. Dacă fata vrea o culoare și băiatul tău vrea tot culoarea ce. Păi dar când vrei să stau eu cu casa necurățată? Păi dacă nu știi tu când îți vine fata, vrei să știu eu? Eu știu că vine băiatul, am zis eu ceva, n-am zis. Ha? Când vine băiatul tău? Da, dar o venit, fata ta nu dă niciun semn. Mă rog, mai vine sau nu mai vine? O să fie dacă vrea și dacă nu o să vrea, nu o să fie și gata. Așa o cultură mare cum învață ea, poate că nu-i dai voie să... Da, că băiatul meu nu învață tot la Academia Comercială. Dar ce, el e femeie? Păi la școală ai tot una, și pentru băieți și pentru fete. Și vorbești, ia și la armată. Ia lasă-mă în pace, că eu îți vorbesc serios, ți-i țar de glumă. Păi bine, mai dobit-o, că cine a știut vreodată lumea asta, ci în capul unei femei. Și dacă nu știi de ea când vine nici unul altă care a văzut-o acum 3 zile, tu unde vrei să știu eu, care l-a văzut-o de 2 ani. Lasă fie ea sănătoasă acolo, ce are să folosească dacă ne să fie la un ovrei bătrân ca mine. Eu bani să trimit, dacă trimit bani, gata. E, dacă ar mai trăi maică, s-ar mai fi o frumusețe de așa. Bă, că tu ce folosai că ți-a venit băiatul? Îl vezi? Nu-l vezi? El umblă, se plimbă și cere bani. Cine voie să facă asta aici? Poate să facă și la București, că tot atât costă. Băi, și costă mai scump, că vrea să sperie de... Tu nu-l vezi pe Ionel cu așa o eleganță, parcă n-ar fi băiatul lui Tache din Podeni, parcă ar fi băiatul prefectului. A, să fie dacă-i dă mâna lui Tache. Și ceva, nu să fie că-i tânăr. Dar ce folos ai tu de asta? Păi am, că mă mândresc, am cu ce mi-te flăcău, voi nici deștept. Iote, că nu ești tu chiar așa de prost, dar tot negustor prost ești. Tu nu știi să-l auzi decât marfa care nu ai de vânzare. Da, ce vrei să spui, că nu-i marfă bună? Zice cineva ceva bună, cheamă mie că ești așa o marfă dintr-unul ca tine. Păi bine, mă, tu nu se aduce aminte cum eram când am deschis noi prăvăliile aici. Ce vorbești? Ai un pârlit de negustor și asta e tot. Ce te pui tu alături cu așa o floare de băiat ca Ionel? Pârlit de negustor? Ai avut un noroc că eram prieten. Oh, s-arătam eu ție. Ai, și ce era să arăți? Era să arăți. Ai mai spus-o de multe ori așa o prostie. Ai, și ce folosă mai tu dacă mi-ai pus acolo câteva coarne? Eu tot cu nevastă frumoasă rămâneau. Mai bine te-ai gândit că nevastă ta geroasă cum era să întoarce în groapă de câte ori te aude că zici așa o prostie. Și de atâtea ori o zici că trebuie să fii așa un sărac ca ventilator. Ce vorbești?
Cine a ajuns ventilator? Ah, nu te speria că nu-ți face concurență. Ce poftești? Ce poftesc? Poftesc un calup de supon. Ce vă răbăiești? Ce să faci tu cu supon? Ce te speri așa? Crezi că am să mă spânzăr? Și dacă să te spânzăr, crezi că eu pierd ceva? Și chiar dacă am să mă spânzăr, deși te-ai speriat așa? Eu am crezut că vrei să te speri. Cu așa un nebun nici nu poți vorbi serios. Mă rog, îmi dai supun ori nu-mi dai? Supun? Vrei supun? N-am supun, cumpără de la Tachi. Nu, nu, al meu nu-i. Ce vorbești, mă, să te cumpără de la Erițic, ascultă ce spun eu. Are așa un supun fain, poți să spui ruhălei că poate să dea pe obraz cu el ca și cu o cremă. Ai trebuie supun, omul. Ce ești obitru, băi, Tachi? Așa stai pe el, bine dacă a venit pentru supun. Parcă eu nu știu ce caută el. Ei, n-a venit. Auzi? N-a venit! E și ce dacă n-a venit? Ce țipe așa? N-ai decât să nu vii! Cine să vii? E nebun! El crede că eu vreau să văd dacă a venit fiica sa. Ei, n-a venit foarte bine. Ia te poftesc-o foarte bine, foarte rău! Ei, na, foarte rău! Acum ești mulțumit? Și mă rog, de ce te supe dacă mă interesezi? Ce? N-am voie? De ce eu n-am băiat însurat? Pentru ștrur? Ai înțeles acum, pentru ștrul, așa unul care se cheamă băiat însurat pentru fata mea. E, mă rog, fata mea a învățat academie. Poți să-mi spui tu ce cultură l-ai învățat? L-am învățat eu pe ștrul așa o cultură, cum l-am învățat fata ta. Câștigă la un vagon de grău că nu câștigă Hristescu la 5 procese. Și cultură mai vrei? Dobitocule, asta e cultură, să înveți mai întâi să umble cu săpunul și pe urmă să vorbească de cultură. Tu nu vezi că n-a purtat guler în viața lui? Așa o cultură fără guler, să te speli tu pe cap cu ea și la urmă vine săpun și tu te dracului și lasă-mă în bani. Nu se poate să vorbească liniștiți doi ovrei ca noi? Ovrei? Cine sunt ovrei? Cum cine? Eu și cu tine. Cine vrei să fie? Tu ovrei? Eu te tăi la el. Tu nu ești ovrei, mă. Tu ești un jidan scârbos. Du-te dracului. Eho! Și vorbește mai încet că mă duc. Ce țepe așa? Ai să adun toată mahalaua. Vă să zic că n-ai supun. N-am, poate că ai să adun la toamnă și peste iarnă și te speli de câte ori vrei. E nebun! Ce să mai vorbesc degeaba cu el? Bună ziua! Bună ziua! Ce te superi de pomana, dracului? Dar cum să nu mă supă? Și pe mă rog ce crede el. Dacă ștrul și-a pus patru dinți de aur în față, am stăcat în genunchi în fața lui, auzi cine vorbește de cultură. Ițic de Ghijivu, care s-a lăsat de meserie, fiindcă a fost odată idiot și a căzut de pe casă și a frânt un ciolan. Acum de când vinde cereale, vorbește de cultură și vrea să-i dau fata lui ștru. Ce te-a supărat? Așa ce-a de supărarea, păi tu ești mai dobitor ca el. Deci... Să nu umple acum după fete subțiri, fiindcă a câștigat la cereale, să ia băgarul pe fetița lui Leibovici și pe scarul, că a lăsat-o cu copil. Dacă eu vrei să fiu ovrei cinstit, să ție de copilul lui. A, asta era, păi nu știa. Păi tu ce știi? Și așa un copil frumos, săracu, și râde și dă din mânuțe și nu-i de păcătosul nici bea doar o chiță. Așa un om, așa un om cu așa o inimă, nu-i nici ovrei, nici creștin, nici turc, îi câine. Dar unde ai fost, frăcă? Din dos pe bancă, m-am uitat la tren. E frumos, nu? Așa o frumusețe când trece trenul, te apucă așa un chef să te faci milionar. Da, să așa numai că eu am chef totdeauna să fiu milionar, nu numai când mă uit la tren. Dumneata, nu? Ai, ce să mai vorbim degeaba, când ești catâr, ai fi foarte fericit să fii cal. Greu să te gândești să ajungi aeroplan. Eu și cu tatăl tău ne uităm după tren și oftăm. Tu te plimbi cu el, nu-i tot una? Da, capra s-a rămas, iada sare casa. Da, dar tu vrei să sară capra peste casă. Atunci ce se face iada? Aeroplan. Tocmai ce spun și eu. Tată, ia, du-te, te îmbrac. Dar și nu sunt îmbrăcat. Ei, ba tata, nu-mi place cum ești îmbrăcat. Ai haine berechit, poți să umbli mai curat, nu? Când trăia mama, umblai mai altfel. Așa, bine faci, bine faci, ia de aminte, faci o concurență teribilă lui Matei care cerșește pe podul pescării. Ia, lasă-mă pace, băi, că nici tu nu umbli mai curat. Păi, de ce stau umbli curat? Da, așteptă tu să fie fata, să vezi curățenie. Ce vrei să fie rușine cu un tată ca mine? Da, și la fișor, e rușine cu un tată ca mine? Păi, cum să nu fie rușine? Eu te la așa o floare de flăcău și te la tine. Parcă ești adunat de la gunoi. Vorba lungă, tată, hai, du-te de te îmbraci. Ei, te cumpurușește, bă, țâncule. Tu m-ai făcut pe mine sau te-am făcut pe tine? Asta a fost odată acum, gata, suntem făcuți amândoi. Bravo, bravo, bravo. Ei, hai, du-te, dacă am eu, da. Te rog eu să te duc să te îmbraci, nu împotrivele mele. Asta e altceva. Ai dreptate, că mă gândeam că-ți cam ponoasă-ți pantalonii ăștia, tocmai vreau să-i schimb. Tot schimb, te îmbraci de sus și până jos. Păi da, nu s-ar putea ști. Ei, am eu motivele mele, hai, tata. Eu te baba safta, eu dorm, să nu mai găsești călosule că te ia mama dracului. Am tache. Strafide ai? Am 128 kg. O, scumpi foc, maică, nu pot să dau atâte parale pentru o pustie de colifă. A, păi nu pot mai ieftin, babă, ia ca șarcă și dumneata alături.
Jupâne? Jupâne? Ei, mie, ce vrei să pun? N-am să pun. Nu, strafide. A, cât? O jumătate de chilă pentru o colivă. Ce vorba ești, să faci colivă de pe acolo? Pomană, maică, pomană. Da, dar eu nu dau de pomană. Știu, maică, știu, dar poate lăși mai ieftin. Mai ieftin decât cine mai ieftin? E, adică domn tache aista. Dar e s-o mai scumpi și el, parcă n-ar fi suflet de creștin. E bine că am ajuns eu ce te făceai dumneata altfel. E, știi cât ți-a cerut tache? 120 avere, maică. Ce vorbești așa de ieftin, de unde a scos era așa un preț? Să știi că sunt falșe. Eu nu pot să te dau fără 140. Hai, 120, că nu vreau să mă mai întorc. Așa să am eu bine dacă pot mai jos de 140. N-am făcut nicio afacere. Dar turcul de ce nu ține strafide? Întreabă pe turc. El dă ieftin săracul. Bun, suflet de creștin. Ce să-i faci dacă Dumnezeu n-a vrut să ne facă turci pe toți? Da, bomboane, n-ai mai că. Asta ține numai cadere, așa e în poiala, ce ține ea, nu ținem noi. Așa. Așa. Dar de ce n-ai vrut să-i vinzi? Știu că ai același prețuri ca tata. Așa mă facem aici poții de creenți pentru un fleac de 5 parale. Mm. Mahalaua asta n-avem prevălie decât noi doi. De la el cumpără creștini și de la mine ovrei. Cine nu-i nici creștin, nici ovrei, încearcă pe unde poate. Ca să gătit asta de fabor, ca să nu poți cera de ei. Ca așa niște clienți, poți să-i dai dracului, că nici noi nu sărăcim, nici dracul nu câștigă. Pa! Ce vorbești? Așa o surpriză, așa o surpriză! E asta sau că se poate să-i zici o surpriză? Papa, și nu mă sărut! Se te sărut cum se te sărut, mi-și rușine se te sărut așa prost îmbrăcat, cum sunt așa o cucoană ca tine? Mă duc să mă îmbrac ca să am curaj! Haide, lasă, cu te iert îmbraci după aceea! Hai, sărută-mă! Unde-i maică ta să te vadă? Papa! Mă rog, sunt eu așa un dobitoc, ori frumoasă de albine? Ei, frumoasă de albine, la nene! Vai, nu-l înțeleg să-mi facă tata complimente că nu m-a văzut de 2 ani, dar tu? Ce vorbești, ce complimente? Astea nu-s complimente, ești așa de frumoasă, așa de frumoasă, ești mai frumoasă decât era maică ta când eram eu logodit cu ea. Papa. Mai frumoasă și era așa de frumoasă când era alta mai frumoasă ca ea. Și așa un copil la mine, o fată așa frumoasă, spui, tu ești a mea, a mea, chiar a mea? Un ovrei bătrân și urât ca mine are o fată așa de frumoasă, un bine gustor care vine de măslină într-o mahala, a făcut așa o frumusețe, așa o comoară, așa o comoară! Apoi atunci se milionar, gata, capra s-a făcut aeroplan, aeroplan s-a făcut, aeroplan s-a făcut. Hai, hai să te vadă și păcătosul acela de tache și ca dâng. Tata vine numai ce decât. Ce mai face moșade? Ce se facă doarme, ce grijă are. Tot nu s-a însurat? Așa un păcătos sensoare, dar să nu-i zici de asta nimic. Asta este mare durere la inima lui. Frumos este, ca un trandafir de la Eiubă, frumos, Ananichi înapoi venit. Dai voie, Cadir, sărutam, Ananichi! Ananichi, a ta, Moș Cadir, i-a fost dor de tine, n-ai uitat-o, spune. Uitat, Ananichi la inima, la casa sinut, cum sinut Coran. Stapata i-a închebretul făcut, stapata așa frumos. Halalbre, stasore de la casa, stasore de la inima bătrânii sunt, numai Cadâr sungurii. Oh, Cadâr, ai să mă fac să plâng. Stă mână de la lac, stă comoră de la lac. Ananichi, iubește-mi puțin Moș Cadâr, bătrâni, viața râde puțin. Da, te iubesc, Moș Cadâr, te iubesc mult. Apoi, de ce crezi că am venit eu aici? A? Să mai dai coșulețul meu cu bomboane. Unde-i coșulețul meu cu bomboane? Ole, de la inima ta! Ananichi iubește-mi puțin Moș Cadâr, bătrân, suflet, dam. Tot suflet, dam, Moș Cadâr, la Ananichi. Așa micus plecat, așa frumos întors. Halal i-a închebre, in radina lui Allah, bun radinar fost, mă. Ana, măi, Ianche, asta nu-i fata ta cum nu-i a mea. Nu ți-am spus eu? Și eu am zis tot așa, nici eu nu cred deloc, dar ce vreau să facem numai noi amândoi când toți ceilalți zic că e a mea. Bă, fata, bă, bă, frumoasă, te-ai mai făcut. Ce-i să fac
mele, Tache, am crescut, era da, și vremea, ce nu? Să faci acum, păcătos, tu ai stat de tată cu tine? Știu ce să fac, dacă n-am putut să am o fată slută, mă mulțumesc și cu una frumoasă. Nu știi tu că n-ai pâine, mănânci cozonac. Nenorocire ce vrei, acum trebuie să întocmesc toți jandarmii din târg să-mi păsească casa ca pe Banca Națională. Lasă că se păzește singură, papa. Dar ce e, să fie ca o casă de bani? Întocmai. E bun, atunci mă scăpat de o cheltuială și de o grijă, dar eu tot zic să fac niște obloane mai tare, poate că tot nu ești așa de safe. Nu, 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 e foarte safe. Ce vorbești, ai încercat? Atunci poți să las casa așa cum este. Da, lasă așa, nu mai să vopsești. Ai poftim, nu ți-am spus? Nu, no, eu ți-am spus ție. Băi, o rămas vorba să le vopsim după gustul vostru. Albă, papa. Albă, da. M-am îndouă la fel de albă. Exact, practic, curat. Vesel și frumos. M-aș să-ți învăța voi la școală. Nu te mai mira și fă cum spunem noi. Eu am să fac, dar tot am să mă lasă că mai vorbim. Acum mă duc puțin în casă, sper că nu s-a schimbat nimic pe acolo, papa. Ce să se schimbe? Toate au împătrânit de două ori cât erau și fiindcă te-ai făcut și tu de două ori mai frumoasă, o să se pare de 200 de ori mai urâte. Încolo, totul e cum știi. Da, nu-ți mai dau voie să-mi iei papucii, că i-am renovat cu pingere noi, te rog. Frumoasă fata ai făcut, strașnic îmi place. Bă, pe Zemengure, tu zici că-ți place ca să crede că nu-ți place. No, îmi place, îmi place. A, iote și domnul ventilator. Ce poftești, mata, domnul ventilator? Mă rog, și mă iei tu așa pe mine. Și sunt eu? Tu ești ventilator. Ea cu gata. Ai auzit că a venit? Ei? A venit? E și ce dacă a venit și-mi pasă mie? Cum ce-ți pasă, Ințe, ce vorbești prostăiniței, cumpăr un săpun patent, adus tache de la Galați un săpun ceva teribil, faci ce vrei cu el, poți să-l și mănânci. Cred că dacă te mănânci două calupuri, crește și un guler la gât. Colată de săpun faci din ștul cel mai prima întâi băiat din surat, zău, Ințe. Ce tot, Ințe, 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 ce tot am spui, Ințe? Te-am rugat să-mi zici Ilie! Ce râdeți, ce râdeți? Când eram tinichijiu, putea să mă cheme și Ițic. Dar de când fac comerț de cereale, de când vând grâu, popușoi și ovăz, nu se poate. Dacă m-ar chema Ițic, îndată ar ghiși oamenii cât s-o vrei. Așa, așa, nu ghicesc. Când te strângă Ilie! Uitați-vă la el că e așa un mare dobitoc. El crede că dacă zic măgarului oaie, nu ne chiasă tot ca măgarii. Uncle, ce vorbești? Așa o fată frumoasă ai făcut tu, mă, Ianche. Dar cine crezi că a făcut-o, Franț Iosef? Bună ziua, domnule Ițic! Bine ai venit, uncle! Acum nu te super că ți-a zis Ițic. Așa o gură frumoasă poate să spui cum poftește, tot muzică, mă. Frumos compliment. Ce să-i faci când vezi așa o frumusețe, cânti fără să vrei? Și tu adică nu vrei să cânti deloc. De ce ești păcătos? Pentru de ce să vreau? Știi tu pentru de ce? Ce le să-i spun? Eu îi spun. Și dacă îi spui, ce crezi că mi-e rușine? Dar ce e? Nu vrei să te măriți? Are așa un juvaier de băiat cum nu s-a mai pomenit pe fața pământului. Cu minte și rotnic ceva teribil. Numai că s-a uitat peste gard la fata lui Leibovic și a și făcut un copil. Ei, să știi că acum chiar mă supăr. Nu te cred. Să știi că plec. Nu te cred. Ești un dobitoc. Niciodată nu te cred. Ești că pot te cred, dar să nu te întorci că te ia mama dracului. Dar ce te-ai supărat dumneata așa de tare pe el? Iote-te la el. Iote ce econom calcă. Și el crede că asta pot pe Dumnezeu cu picior, dacă să am așa niște nepoți ca el și că el nu-i nimic, să-l vezi pe ștur. Îți închipui tu ce sionist a ieșit dintr-un galițian și o spaniolă ca rohălă. Mă rog, are parare? Da, și dacă are parare, ai să faci copii cu paralele lui? Mă rog, frate, numai decât să te măriți cu el. Și de ce nu? Apoi așa de târziu îmi spui de via atunci să te trimit la altă școală, fiindcă una care vrea să se mărite cu ștur, trebuie numai decât să aibă capital. Și să învețe că se deschide imediat o fabrică de săpun și una de parfumerie. Săracul de nu el? Nu săracul de el. Săracul de cine-i lângă el. Când era tinichigiu, tot mai mergea pe semne că se spăla cu apă tare. Dar acum, de când vinde cereale, a căpătat un miros foarte agricultor. Vă văd că nu-i chip să ajung femeie bogată? De hai să-ți fac pe plac și să-l trimit la plimbare. Abici să-l trimit la plimbare, mai bine plimbă de după el. Dar să-ți cumperi un răcitor și să-l ții la răcoare. Nu, nu-l iau pentru că nu-ți place ție.
Cum să-mi caut și eu un alt bărbat? Lasă, nu-ți mai căuta tu, că-ți caut eu când s-a venit vreme. Lasă, că-mi caut eu, e mai simplu și mai sigur. Sau și o să mănânci un fel de comision la afacerea asta? Ba da, niște nepoți. E, păi zis bine, Ianchea, este cel mai bun comision, băi. Ascultă, băi, dobitocule, nu-i mai bate în strună, că să te ferească Dumnezeu să te auzi când o vorbă, când a fi să se soare băiatul tău. Ha, nu să-l auzi. Nu mai spune flăcău. Dar desigur, dar de ce rost ăla avea să te amesteci dumneata? Că doar nu dumneata de însor, nu? Băi, însor eu. Băi, da. Cine poate să-mi cunoască interesul mai bine ca mine? Firește. Da. Tocmai așa i-am spus și eu, tati. Și eu? Da, i-ați spus așa, dar ați făcut cum au vrut ei, nu? Noi facem cum vrem noi. Dacă voia să vă ascultăm cum ziceți, trebuia să ne faceți acum 200 de ani, nu acum. E, Vestache și Dobit, tot ce-am fost amândoi, eu ți-am spus să-i facem acum 200 de ani și n-ai vrut. Dumneata glumești, dar Ana are dreptate. Păi ce Dumnezeu, suntem oameni moderni, nu se mai încurcăm de fleacuri? Da, chiar auzi, fleacurile noi suntem. Ei, nu dumneavoastră, dar pretențiile astea pe care le aveți ca să ne alegeți nevestelor bărbații, nu? Înțeleg să nu ne căsătorim fără voia dumneavoastră, să ne dați un sfat dacă e nevoie, dar atâta, nu? Atunci și nevoie mai aveți de părinți, bă, legați-le câte o piatră de gând, dați-i pe gând. Nu-i așa, tată, părinții au și ei rostul lor. Ce vorba e și care, mă rog? Păi, întâi și întâi să ne fac. Ce vor mai ești așa niște copii moderni ca voi, ar trebui să se facă singuri. Ar fi foarte comod și pentru noi. Azi, parcă de dragul nostru ne-ați făcut. Ana, Ana, du-te în casă că conversația a început să fie prea modernă pentru o fată. Nu-i nevoie, papa, am auzit eu altele mai moderne decât. Atunci mi se pare mie că nu ești chiar așa de safe, cum ziceai tu. Ba da, poate tocmai de aceea sunt așa de safe. Curios, și mă rog, safeul ăsta are tot două ochii ca și celelalte? Tocmai. Și le țipa amândouă la tine? Știi ce nu? Și te faci dacă le pierzi? E, vezi, tocmai astea nu le pierd. Așa, o fată frumoasă ca tine poate să piardă și o duzină întreagă. Și te miri? Eu zic că e mai bine să lași una la mine. Eu sunt bătrân și cu mai multă grijă. Nu o să ai mai multă grijă de mine decât am eu, papa. Copii moderne ai vrut, copii moderne ai. Azi, că așa am vorbit și eu. Tocmai asta voiam să zic și eu, mă copii. Mă copii, toți am fost odată moderni. Că și eram teribil de modern. Dar cum ați pat odată tata, acum am uitat că sunt modern. Chiar așa? E, da, da, eu nu cred că ar fi nimerit procedeul ăsta, nu? Cu oameni ca noi. Lasă să vorbească și pe Ana. Și pe Ana lasă să vorbească tot așa, că așa trebuie să vorbească un om tânăr. Așa se cade. Și așa e frumos. A, bun. Vă să zic că recunoști și dumneavoastră. Recunosc, de ce să nu recunosc? Crezi că pierd ceva dacă recunosc? Nu pierd nimic. Păi asta spunem și noi că... Da, 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 credeți că voi câștigați? E bine, nu câștigați nimic. Vedeți, voi copii, omul tânăr trebuie să creadă că poate orice. Și că tot ce face el este așa de bun, că nimeni nu poate face ca el. Tinerețea are așa o frumusețe pe dinăuntru, că mare păcat ar fi de n-ar putea să o sfârle și pe din afară. Ați auzit voi de ochelari de vacă? N-ați auzit? Să vă spun eu că eu am auzit. Ăsta e așa un obicei pe unde se face brânză de Olandă. Nu știu ce țară o fi pe acolo. Nu râdeți că eu sunt prost, de unde vreți să știu eu. Și ascultă ce spun. Acolo pe la august, când începe iarba de se îngălbinește, vacile nu mai au poftă de mâncare și dau lapte puțin. Și atunci cine are vaci? Le pune așa un fel de ochelari verzi, că le arată așa o iarbă verde, de tot că jurcă e primăvară. Și vacile mănâncă, mănâncă cu poftă și dau o brânză multă. Vezi? Așa face și Dumnezeu cu oamenii tineri. Și fiindcă au așa niște ochelari de tinerețe, îi se pare că tot e frumos și bun. Dar noi că suntem mai bătrâni, mai tragem pe șfară pe Dumnezeu. Că am învățat așa un vicleșug, că ne uităm peste ochelari. Ce să fie de peste ochelari, să nu mă întrebi. Acestea mărăți de pomană. Hai să vezi tu la vremea ta. Lăsați-ne acum să avem noi grijă de voi, că nu vă suntem dușmani. Ia că Tache nu-ți prind nicio vorbă, stă cu gura căscată ca o ciubotă ruptă. Dar și el face ca mine, că dacă Ana zice că sunt mărită singură, lasă zic că ea. Să dea Dumnezeu să fie așa, de eu știu că tot eu am să mărit și m-am gândit. Și am socotit și am vorbit. Și am întrebat și pe unul și pe altul. Dar pe mine, nu mă întrebi? Pe tine? De ce să te întrebi pe tine? Dar ce ai făcut-o tu? Dar ai făcut-o, dar pentru cine ai făcut-o? Dar de unde vrei să știu eu pentru cine am făcut-o? Da, eu știu. E bravo și mă rog pentru cine am făcut-o? Pentru mine. Așa o lăutate și eu de ce serios vorbește, chiar îți vine să-l crezi. Apoi pot să mă crezi. E, vezi, măi, dobitocule, ce spuneai tu că n-are să afle, el tot află. Asta-i stai, Olea, că băi, omule, ți-e vine să râzi, dar ai ieșit cu bucluc. Ha, niciun bucluc, tată, e foarte simplu. Noi am hotărât să ne căsătorim. E! Da.
comedie. Dar cum se poate să vă gândiți la o așa prostie? De ce prostie, papaie? E foarte logic. O fi el cum zici tu, dar tot prostie se cheamă. E! Ți-am spus eu că ai să pierzi cheile, eu de că le-ai pierdut. Nu le-am pierdut deloc, sunt la mine și stau în mâini foarte buni. Ia să stai, băi, băi. E un șetișor ca și lucru dracului. Dar de ce, nene tate? Eu de ce întreabă, dar asta nu se poate. De ce? De ce? Spune. De ce? Nu se poate. Dar nu se poate deloc, dar deloc, știi? Papa, te rog, gândește. Dar nu mă gândesc deloc. De ce să mă gândesc? Eu trebuie să mai mă gândesc. Vorbește și tu, domnitocule, că mie mi s-au tăiat picioarele. Iote, domnule, ce bucurie pe capul nostru pe ziua de azi. Ascultă-mă. Nu ascult. Ei, dar trebuie să mă ascult. Nu ascult, să ascult, domnitocule, ăsta de tache dacă poftește. Eu nu poftesc deloc. Ce să ascult, bă, aia ai de ascultat? Bine, oamenii, Dumnezeu, spuneți-ne care-i pricina. Dar bine, băi, copii, dar asta e o treabă la care nu m-aș fi gândit niciodată. Să mă fi tăiat ce nu aș fi. Ei, și? Cum ești? Nu ne-am gândit! Cum să facem așa o negustorie la care nu ne-am gândit? Înseamnă că nu era de făcut! E bine, astea sunt... Începe să faceți și dumneavoastră ca toți părinții. Și asta e o rușire? Dar și nu suntem părinți? E o greșeală care nu rezolvă nimic. De hatârul chefurilor și nazurilor ce faceți, nu o să ne ucidem noi viața noastră, scurt. Dar vorbești și tu ceva, dobitocule, n-au și vorbești tu, drasla ta, chefuri și nazuri și ucide și mă rog, două palme nu-mi dai. Gata, destul, nu mai discutăm. Nu mai discutăm. Da, deci să nu discutăm. Papa, am zis gata. Ionel, încheiem discuția. Se vede că am nimerit-o prost. E bravo, vezi așa. E destul. Vorbim altă dată când ți-am liniștit lucrurile. Eu zic să așteptăm să se liniștească așa de mult ca să nu mai vorbim deloc. Bine, papa, mie nu-mi place să vorbești cu mine așa, să știi că dacă mă mai super, mâine plec înapoi la București. Păi, bravo, o să mai fie o surpriză, deci să nu fie. Dacă mai e rezervă vreuna, scoate și pe aceea. Haide, Ionel, în grădina. Mai spune ceva, tot ea s-a supărat. Asta e ca maică sa, îți dă cu parul în cap și pe urmă plânge și te face dobitoc că ai stat în dreptul parului. Și să zic, am așa un noroc pe ziua de azi că vine să-i dau de lucru lui Ștefia de la morga spitalului. Stai să vedem, căutăm să... Să chipzuim. Ce să mai vezi, n-ai văzut? Ce să mai chipzuiești? Ai ceva de chipzuit? Chipzuim, Ian Chibri. Chipzuim, mă. Bine că ai deschis și tu gura odată. Cadir, noi știm, vorbește. Cadir, știm, audem, vedem. Cadir, puțin vorbește. Ian Chibri, mult vorbește. Adunăm și dăm i două. Du-te la dracii tăi turcești. Și de aici vei să câștigi. Iar ai venit ce poftești. Tu o să pun, nu mai vând. Am închis prăvăria! Știu? Ce știi, mă rog? Că ai închis prăvăria! Și deși te superi. Dar nu mă supăr deloc, dar unde vezi tu că mă supăr? Și tu ce stai așa cu un prost aici? Nu te întregi să vezi și acolo. Dar ai să nu te pui să spui o prostie, că apoi nu te speri de mine cu toată apa părlatului. Și tu unde pleci? E să mă las singur aici? Cadir la cantar mergem. Allah dat la Cadir cantar. Sta lucru la cantar de la Allah. Trebuiam chipzuim. Da, nu vorba mult vorbim, cum Ianche vorbim, sau mult gândim, cum Cadir gândim. Bine, bine, du-te dracului și tu și la anul când ai terminat să poftești să-ți spui ce ai gândit. Spune-mi la anul. Mă rog, ce s-a întâmplat? Dar ce vrei să se întâmple? Nu s-a întâmplat nimic. Așa? Și te privește pe tine ce s-a întâmplat dacă s-a întâmplat ceva? Am spus eu că mă privești? Atunci de ce întrebi? Și de ce să nu întreb? Ce costă parale? Cu atât mai bine dacă nu s-a întâmplat nimic. Și acum ce faci? Ce șchior nu vezi, mă plimb. E, și pe urmă i-o dai? Ce să dau? Fata s-o dai. Și ești nebun, că și-o dau? Lui Ionel! Nu dau nimic, ce trebuie să dau numai decât. Dar ce asta este fata, s-o dau eu, se duce singură dacă poftește. Ce să duce? Tu ești nebun, cum să se ducă dacă nu-i dau eu voie? Foarte bine! De ce foarte bine?
Foarte rău. Ce adică tu crezi că am să dau lui Ștrul la altăru? Spui eu să dai? Da, poți să spui cât poftești și tot n-o dau. Lui Ștrul la altăru e de nasul fetii mele, mă. Și ce? Are să vie un ministru de la București? Sau și de ce nu vie? Să nu vie! Tu nu vezi și nici ministru azi? Și chiar dacă n-are să vii, crezi că am să plâng? Așa să aibă el bine cât am să plâng eu. Dar nici nu dau după ministru. Ce un ministru sigur, azi e și mâine nu-i. Și pe urmă, eu vreau să mă ridic după un om de treabă. Și tânăr. Și frumos. Poate vrei să o măriți cu un ofițer? Și de ce să nu mărit cu un ofițer? Tocmai cu un ofițer am să mărit. Așa o fată ca ea să mărită cu orice ofițer vrea. Și cu un colonel se poate mărita. Și de colonel de infanterie, unul de cavalerie. Un colonel de aeroplane, așa să știi tu. Ce se botează? Ce să se boteze, ești de bun? Păi dacă nu se botează, ce face? El creștin și ea o vreică. Așa o calculație, faină faci tu. Iute-te. Iute-te. Tache. Tache. Da, și băi. Nu se poate, Tache, nu se poate, ferească. Că nici vorbă că nu se poate, voi le-am spus și eu, Adrian. Dar acum chiar că nu se poate, nu se mai poate deloc, dobitocul ăsta de Ințic. A spus așa un adevăr că nici nu mă așteptam. Dar de la ce, el. Ce a spus? Cum ce a spus? Eu am așa o enervare că am uitat. Ce ai spus, Ilie? Ce spus, că fata este evreică și o nerpește. Așa e, domnule, păi nu se poate, măi. Nu se mai poate deloc. Ce păcat că nu se poate. Și acum, ce faci? Acum am să zic mersi și am să te rog să te duci acasă, să iei pe Rucălă și pe Ștrul, să veniți aici, ca să vă trimit la toți dracii, fiindcă vă tot vă dau. Ai înțeles? Ai pleacă de aici! Frumos vorbești! Foarte frumos, acum sunt enervat teribil și te rog să te dezinfectezi aici. Să știi una! Dacă te scap cu așa vorbe din mahala, apă nu-l mai las eu pe Ștrul să o iei pe fata ta! Așa să știi! Ferească Dumnezeu de una ca asta, că mă găsești spânzurat de gardul lui Leibovici! Ce facem acum, măi, omule? Nu da de umeri, gândește bine și spune că aici s-au înfundat amândoi copiii, sunt porniți să facă nebunii mari. Tinerețea nu se mai gândește la nimic, ea își vede de o furlie. Nu-i pasă nici de oameni, nici de întâmplări, nici de Dumnezeu. Știu că nu se poate, dar să vin eu mai să-l căutăm. Atâta avem și noi pe lumea asta și ar fi păcat, măi, frate, măi, mare păcat, ar poate mai mare. N-ai terminat, tate? Ba da, flăcăule. Atunci vină încoace să vorbim mai departe. Tu duci, stai aici că te pomenești că dai drumul la vreo prostie. Ionel vorbește aici că sunt și eu. Tocmai de aceea, eu nu vreau să vorbesc cu dumneata, vreau să vorbesc cu tata, nu? Haide, tate. Spune aici, băi, nu-i tot una. Ba da, dar nu-mi place să se amestece nimeni în vorba noastră. Pe mine mă cheamă nimeni. Bine, iute că nimeni mă cheamă. Bine, iar stai cu leșe, spune. Tată, cum ți-am spus, eu nu vreau să-ți fac nicio supărare, dar să nu mă silești să ți-o fac. Dacă nu vrei, nu o faci. Dar nu vorbesc cu dumneata. Bine, măi, băiete, dar cum te silesc eu? Nu trebuie să te încăpățânezi. Da. Bine că ne încăpățânăm numai noi. Iar? E, flăcăule, dar tu nu vezi că lumea aia asta e prost croit pe breș și se uită urât la lucrurile astea. Bine, tată, dar eu cu lumea mă însor. Păi nu, dragă, tate, dar trebuie să trăiești din ea. Să ai un mic beneficiu de la ea? Dacă continui, să știi că plec. Tată, cu tine vorbesc. Mie îmi trebuie aprobarea ta. Ce vorbești, dar pe mine nu mă întreb? Nu! Îmi pare bine că nu mă întreb, că atunci am să te întreb eu ceva. Ce ai să te faci dacă aveți copii? Răspunde, dacă ar fi fete, ai să zicem că nu prea să bagă de seamă. Da, dacă-s băieți? Aici are dreptate, băi, tată, dragă. Da, dacă nu avem copii, tată. Vede-vă că aici are el dreptate. Ce vorbești, gata, nevastă mea, dacă nu murea în 30 de ani, făcea 35 de copii. Asta-i neam de iepuri, cum să n-ai bana copii. Lasă-l, domnule, să spui. Dar de ce să vorbească rău de Ana? Dar nu e vorba de Ana, aici e vorba de mine. Parcă să faci copii singuri. Dar înțelege că nu vorbesc cu dumneata. E bun, atunci se vede că
Ia-i pe fata lui Leibon. N-are nicio importanță pe cine iau. E bravo, mersi pentru Ana. Lasă-l, mă, Ianchi. Lasă, ce să nu las. Dacă ia pe fata lui Leibovici și mă interesează pe mine. Asta era să spun și eu. În orice caz este clar un lucru. Din ce ai spus până astăzi, se vede că ții la aceea pe care vreau eu să o iau, tot atât cât ții la fata lui Leibovici. E bravo, așa un cavaler zic și eu, dacă scuip. Pe inima mea de tată scuip și pe mormântul nevestii. Mai vezi să dai vreun revolver pe buzunar și gata. Dar cum vrei să spun altfel când eu tremur tot aici și dumnealui mai găsește și loc de glumă? Dar v-ați gândit cum v-ar veni de azi rămâne fără noi? Dacă nu se vorbești prostii! Tată, vreau să știu ultimul tău cuvânt. Măi, flăcător! Dacă ia seama să nu spui o prostie, coste scump. Mai degrabă ia seama să nu te coste mai scump înțelepciunea asta dumitale. Da, zău, Ianchi, ia stai, măi! Stai să vedem, să căutăm, să amânăm. Nu, tată, nu e timp de nicio amânare. E da ori nu. Dacă ia seama și la urmă, dacă nu vreau eu ce o să se întâmple, că nu vreau și gata, să vă scutiți pe mine cu amenințările voastre. Vă obligi și o să plecați și dacă nu vă înțelegeți și vă despărțiți și fata vine înapoi, să ne arată lumea cu degetul, Ianchi. Nimic! Nu vreau și gata. Ce nu vrei, papa? Dar nu m-ai întrebat degeaba. Și tu bine ce nu vreau. Și de ce, papa? Pentru că asta ești tu așa prostie, că avem să ne mușcăm degetele cu toții dacă o să fim așa de dobi, tot să o facem. Dar cine devine, papa, dacă nu se poate schimba nimic? Pentru că nu se poate schimba nimic. Cine-i de vina? Acum și așa spui că eu, nu? Nu numai dumneata. Și nenea ta, Che. Eu? Da. Eu? Ce? Lucrurile au venit firești fără să le silească nimeni. Poate să ne mai despartă pe noi faptul că eu sunt ovreică și el creștin? Da, eu nu știu ce să-ți mai spun ca să te fac să înțelegi că nu se poate. Că nu se cade. Să mă ia dracu, dacă nu mai știu ce să spun. Am ajuns pe dobitoc ca dobitocul ăsta de tache. Ce ai să faci? Ce ai să faci cu copiii? Asta te îngrijește, uite. Facem un băiat și o fată, nu? Doi băieți și două fete. Mersi și fetele tot mie o să mi le dați. Dar lasă odată glumele astea pentru numele lui Dumnezeu. E viața copilului dumitale în joc. Uită-te bine la ochii mei, papa. Și dă seama că nu mă joc cu vorbele. Fii bun. Fii așa cum te știu eu, că ești în adâncul limitar. Acolo unde nu mai simți jumătate, ești creștin sau ovrei. Acolo unde ești numai om. Fii bun și înțelegător și iubitor. Nu ți-aduce fata să-și piardă mintea. Hai, hai, spun o vorbă, nu mă faceți, sunt în stat, știi bine, e trenul la doi pași de aici. Ești un dracu, uite, trage, vrei să glumești cu el? Vrei să știi că nu glumești, papa? Te rog să nu vorbești ca maică, dacă mă supăr, foc fiera la dracului de tren, că toată viața m-a chinuit. Și așa o linie păcătoasă trece tren după tren. Va să zic că nu vrei să răspunzi. Zic, lasă-mă în pace că mă duc să mă îmbrac. Ascultă, să știi că dacă mă silesc să-ți răspund al dracului să fiu, eu nu încep să-ți vorbesc și eu de tren. Plângea? Eu nu plâng. Nu știu, noi am crescut strâmb ori ei. Nu mai înțeleg nimic. Acum ce facem? Plecăm noi, nu? Și ei? Abia acum îmi dau seama cum ar rămâne. Dacă ei cei mai buni sunt așa ce trebuie să fie ceilalți, Dumnezeule, și apoi durerea pe care le-am făcut-o. Atunci? Nu știu. Sărac voi cu fii. Te-ai auzit, Moș Cader? Rău oamenii, rău viață. Și acum ce facem noi? Spune-ne. Moș Cader, dumneata ai fost totdeauna cu noi. Spune dacă... Spune-ne. E păcat dragostea noastră. Hmm? Dacă dragoste este maranichi, păgat nu este. Păgat viața de la om sungur este. Dar ce o să facem noi? Nu știu. Gândește-mi. Cu dragoste la Ananichi gândește-mi. Ananichi, nu plângem. Șteptam de la Allah semnala bun. Nu sungur rămas. Sungur Cadâr rămas, pagat mare făcut. Cei sărac Cadâr iubit, poate frumos, creștin fost tată de la el. Și Cadâr, frica de fata creștin, și lăsat, și suferit, și plâns mult. Om al afară iubire, copac uscat, flori uscat. Nu-și Cadâr. Om ala sungur,
casă mică, așa, așa cum casă de la Moșicadâr este. Flore nu punem, copac nu punem, ala tot geaba. Cum ala câinii la Istanbul, la ulița am rămas. Noapte sungul stam, ochii deschiși, moarte așteptam. Ala femei nu, ala copil nu, nimeni cadâr nu plângea. Tu, Ionel, bun la ranichi. Și azi, și mâine, și până îmbătrânim. Iubim tu mult la el. Ionel, nu faci ananichi planja. Moșca de n-ai grijă, atât am și eu pe lume. Bun este, Ionel. Alah, inima bună vedem, alah, inima bună plătește. Deci, mi s-a părut că aud pe cineva plângând. Cine plânge? Se vede că Ana. Și mă rog, de ce plânge? De ce trebuie să plângă? Fata asta, parcă-i maică-sa. Tache! Tache! Simbe. Așa o nenorocire pe capul meu. Du-te, mă rog, ție și vezi ce cu fetița mea. Du-te și spune-i să nu mai plângă. Mă rog, ce poftește? Să pornești și eu? Apoi să ferească Dumnezeu să pornești și eu, că pe urmă nici dracul nu mă mai oprește și gata. O botești și pe ea, mă botești și pe mine, mă botești și pe maică să din groapă și pe urmă... Pe urmă mă dezbrac și mă duc la tren. No. Și ce nenorocire pe capul meu să am numai fete. Nevastă mea s-a aranjat bine ce-i pasă. Mi-a tântit două fete și a murit, foarte comod. Dar eu ce să fac? Nu pot. Sau nu pot? Dacă s-ar putea, aș lăsa eu să plâng? Mă, Ionel, de ce sunteți voi așa niște oameni și nu pricepeți cum e politica în lume? Ce vreți? Adică ți închipui tu că așa o inimă de câine am eu să zic nu, dacă aș putea să zic da? Și crezi că vreau să-mi nenorocesc fata? Așa crezi tu? Și nu vreau eu să văd fericită? Păi de ce dracu crezi tu că vând eu să pun prost la dobitoci și nu mă îndur să fumez o țigară mai mult pe zi? Ca să am pentru ea. Și poftim. Cum plânge? Și pe tine nu te iubesc? Poți să spui tu că nu te iubesc? Nu ți-aș dau eu ție dacă s-ar putea? Cum să nu ți-o dau dacă te cunosc de când erai mititel și ai făcut de toate pe mâinile mele? Cum să nu ți-o dau? Dar nu pot. Dacă nu pot. Dacă nu mă lasă alții să pot. Ce sunt eu de vin? Așa treabă să fie afurisit. Cine dracu m-a făcut-o vrei? Ce e, Tache? Tot mai plânge? Nu, s-a liniștit, nu mai plânge, cântă. Cântă? Și înseamnă la tine că s-a liniștit? Asta-i fata măsii. Cântă și se gândește la tren. Ia, nu mai cântă. Ce facem acum? Da, știu, ești mai fac. Nu mai cântă, Ana. Slavă Domnului! Picatru, spune bre și tu o vorbă, tu ești deștept câteodată. Dă-ne un sfat. Ei, anche bre, să o atunci ori n-am cadera, la sfat ea anche scoltam. Du-te, dracule, ce când și dovește, iară mi-aduce aminte. Nu supăram, Ioan Chebre. O vrei, creștin, maomedan, totul.
Tu o vrei el creștin? Frate este. La voi tot la fel. La fel casa, la fel perete, la fel tot. Numai sugruveala altul este. Așa o fi, dar să fie ea dracului de sugruveala, că pe asta nu spală săpunul lui Tachi. Mult voim, ușor spălam. Fășam Ionel Ovrei. Asta... Ce prostie, nu se poate. Creștinul să rămâie creștin și Ovrei, Ovrei. Cât o fie de rău câinele de 9 uși, tot mai rău e cățelul de 2 religii. Și dacă e vorba de asta, mai ușor ar fi să botez pe Ana, că nu-i mare deosebire. Putizam Ana! Nu-i tot una? Asta nu schimbă nimic, haideți. Potezam ala Ionel Ovrei, dore la inima la Tache. Potezam Ana Creșitin, dore la inima la Ianche. Haide, dore la fel, inima la Tosi. Potezam amândouă copiii, maomedani. Ia, lasă, bă! Nici asta nu place. Nimic nu place. Numai lacrimii la copii place. Iată-și dracului din gură. Ia iar cântă. Cântă. În târgul mic am așteptat. Frumos cânta. Când tremur. Cu lacrima cânta. Ianchi, sculta. Ana, bine cantam. Și Ionel, frumos cantam. E da, da, vezi, ea cântă din pian și el din gură. De ce nu văd ei singur că nu se poate? De ce? Ala tot la fel, i-am chivre. Tot la fel dacă la fel canta. Nu știu. Nu, Ana, nici nu vorbim așa. La tine tine, frumos că o flori este. Floare? Am slăbit și m-am ofilit zilele astea de parcă am zăcut de o boală. Nu, Ananică, inima tare pe așa. Gândim, da. Așteptăm, Moș Cadâr. Trebuie să așteptăm, fiindcă nu ne-a rămas nimic altceva de făcut. Ananică, Moș Cadâr, bine gândit. Lasam patriniște, vorbim cu amândouă la tata patrin. Dacă ele nu-i înțelegeam, atunci voi plecam. Repede plecam, altul nu fac. Bine, Moș Cadâr, ne-am gândit și noi la asta. Sta bun este, sta înțelept este. Da, dar cum? Și cu ce bani? Nu avem nimic. Nici papa n-are să ne dea. Nici din Atache n-are să dea banul Ionel atunci. Cadâr, sărac! Păcătos, Cadâr! Dar dumneata, de ce să ne dai? Ana Nichi, Moșe Cadâr, la tine iubește. Înțeleg, dar nu e datoria dumitale. Ana Nichi, inimă de la Moșe Cadâr. Îți mulțumesc, Moș Cadâr. Dar nu ne gândim noi să luăm bani de la dumneata. Ba luam. Ce Moșe Cadâr dam, trebuie îmi luam. Ești bun, Moș Cadâr. Deocamdată nu poate fi vorba de asta. Să vedem ce face Ionel și dacă îi zbutește să facă ceva. El lucrăm? Caută să găsească ceva. Nenorocirea e că nu și-a terminat încă academia. Îl aștept, dar nu mai am nicio încredere. Bate în mine un pustiu în care mi-am pierdut toată blaga pe care o aveam. Sunt obosită și trupul mi-a obosit și sufletul. Nu, Ana Nichi, stau obosit. Nu lasam, prindam rădășchin. Stau, plore de moarte este. Stau. Ce? N-ai făcut nimic nici acum? Știam eu. Și nu mai ai nicio speranță de nicăieri. Ce e asta, Moș Cadâr? Stăpani, Moș Cadâr, da. Ala banii puțin, Moș Cadâr, patru. Vindem tot și la Ana Nichi dam. Voi copii de la Moș Cadâr este. Nu se poate, Moș Cadâr, nu pot să-mi încep viața așa, lăsând pe drumuri un om bătrân ca dumneata. Nu, uite, nici Ana nu primește și nici eu, lasă, ține banii. Cadâr, banii înapoi, nu luam. Pentru Ana Nichi adunat, pentru nunta de la Ana Nichi pastrat. Allah, supăram când Cadâr banii înapoi. Dar, Moș Cadâr, nu putem primi. Moș Cadâr, așa ruga.
Așa sfatuim. Lasă-mi patrinei să vorbim cu amândouă la tata Matrin. La suflet, la Cadâr de la cer, un gând ai venit. Cadâr, la suflet, zâmbește-mi. Nu plângem. Opinii. Șteptam. Ma, șteptam asta. Mirtu Moș Cadâr. Și el își mai închipuie că poate schimba drumul lucrurilor. Bună seara, Neniac. Bună seara. Putem să mâncăm? Da, cred că da, mă duc să văd. Ce iar a plâns? Ce mai este? Nimic. Așa nimic care plânge, eu nu-l înțeleg. Dar tu de ce nu-i spui să nu mai plângă? Dar crezi că nu-i spun? Și de ce nu te ascultă dacă îi spui? Fiindcă m-ar asculta când i-ar da voie lumea să mă asculte în toate. Dacă așa ceva nu-i posibil, nici nu pot să-i cer să mă asculte. Ai văzut? Ea s-a omorât opt astăzi? O să iei de vin. Și cine mă rog eu? Soartă. Bine că nu mă cheam așa. Ai, numele se schimbă ușor. Dar ce, e Osiții Tinichigiu? Nu, pentru că acela nu s-ar da îndrăd de la nimic pentru copilul lui. Mersi pentru tatăl tău. Și o-ți mulțumesc pentru Ana. Hai să mă tai la gât cu așa un brici ascuțit de vorbă. Ce-ți pasă de vreme ce sângerează alții? Gata, masa, papa. Stai. Stai să fie și dobitocul cel de tachii. Tache! Poftă mare, Ștane! Auzi-mă, frate, poftă mare! Acolo îți mulțumesc asemeni! Dar și mai ești poșa mare! Bate-te, mama lui Dumnezeu, iar încep! E ho, că nu m-am gândit la ce te gândești tu! Nu îi străvești? Ai tras obloanele? Și mă mai întreb degeaba! Nu întreb degeaba, întreb să-mi răspunzi, l-ai tras? De 20 de ani scoți sufletul cu obloanele astea. Mai bine așa decât să scoată hoții marfa din prăvălie. Și atunci știi bine că le-am uitat din pricina nevestului. Din pricina prostiei le-am uitat, nu din pricina nevestului. Și nevasta s-a dus și prostia a rămas. Mult îți place să vorbești. Așa eu nu vădam, când trăia nevastă vorbea și ea, acum trebuie să vorbesc pentru doi. Băian, ce poftești? Eu nu poftez, dar te întreb dacă nu poftești tu la tocana aia așa a mea, că știu că-ți place. Bă, băgătosule, iar vei să mănânci tu cu umplută. Da, bă, omule. Nu spune minciun, vezi că tot tu poftești, ai două farfurie în coace. Nu e anchi. Taci din gură, că acum mă supăr și te clipă cuvânt și să-ți pare rău. Ana, pune și lui o bucățică să guste. Că pune o bucățică mai mare să guste, bine, de ce vrei să-mi dai pe timp să vadă că e bună? Mulțumesc. S-o poți sănătos, așa nu tocana nu dai, nu știi că nu dau pe datorie? Uite că e aici, tatăl. Vezi, bă? Nu văd gust. Îți place? Nu-mi deloc. Așa de ieftin nu vând? Ce mai e acolo? Ește sarmale din purșă. Varză? Aha. Ce vorbește, Ana, tu mănânci sarmale cu carne de porc? De ce să nu mănânc? E, atunci adă încoace. Poftim, Ana. Și am zis să o duci la Ana, am zis să adă încoace. Nu se poate că să-ți supără Dumnezeu. E, lasă-mă fi și eu supărat. Am zis că tu ai supărat. Ma. Nu. Dar plăcintul nu vrei? Nu. Și dacă am să vreau doi colțunași și să vie? Azi să-i dau și gata. Și bine-i să faci. Altceva mai poftești? Eu te-ți vând două mere pe doi struguri ca să nu zici că somn rău și că nu se mă lași în pace. Eu nu înțeleg, papa, de ce nu face masa la oaltă. Așa vorbește, așa o prostie să cade. O vreau să mănânce la masa lui ovrească și creștinul la masa lui creștinească. Și stai tu așa, te doare capul? Nu. Așa ce ai? Nimic. Bine, dacă așa îl cheamă. Vezi, papa, și mai spui că alții încep. Dar ce te-ai supărat? Ce ai înțeles? Ionel, ai mâncat? Da.
Stai, băi, băiete, de mănâncă și Dumnezeu, de când ai venit acasă, nu mai mănânci nimic. N-am poftă de nimic. Eu pe căștierii cu nimic. Păi bine, flăcăule, și fără poftă trebuie să mănânci, că-ți slăbești. Da, da, eu vreau să am poftă. Are dreptate sau ai slăbit teribil? Ce ai să zici că ne umflă ca o cafloare și acum ce să mai vorbim? Face așa o concurență la lămâile lui Catâr. Ce am să zic, am să-ți mulțumesc. Mai pentru ce? Da, știu, tocmai de aceea. Așa teribil ai ascuțit briciul că îi sarutață. Bine că-i numai atât, ferească Dumnezeu de mai rău. Și tot bodogăniți acolo. Nimic, a glumit. Hai, Dana. Unde vă duci? Aici, pe bancă. La tren. Hai, mergi. Dar eu mai amărăs și domnul Titic. Dar cu ce amărăs? Ce am zis? Dacă nu-ți dai seama la și spui Dumnezeu să te mai înțeleagă. Băi, îi neagră inima în tine, stăruie gura ca la o mașină, le trântești cum îți vine. Ce vrei? Nerad de negustor. Asta e, eu nu sunt negustor. Bă, da, dar tu ești negustor proști și eu sunt negustor bun și mă rog ce am zis. Copiii ăștia plâng toată ziua și tu faci haz. Dar ce vrei să fac, să plâng? Eu nu mai pot să plâng. Am plâns destul și mai rău a fost. Eu dacă nu vorbesc, mă otrăvesc. Știu că nu fac bine, dar ce să fac? Ai văzut cum face peștele cu gura în apă? Vorbește în limba lui acolo și vorbește și trage aer în piept și mănâncă odată toate. Așa și la mine vorba. Eu mă gândesc la una și gura spune ce poftește ea. Și azi mai ales are dreptat, s-a supărat. E cum să nu se supere după așa o zi ca azi. Tu știi ce a fost la mine acolo? Nebunit. Cumpără de cei sparare și te întreabă de 5 lei. Dacă mai fi și mâine așa, poi mine mă pun în vânzare ca placă de gramofon. Deci răspuns. Ce vrei să fac dacă mă întreabă? Păi fac ca mine, nu răspuns. Crezi că pot? Ești să nu poți, că e mai ușor. Vezi că habar n-ai cum mai ușor. Mai ușor să tac? Pentru mine mai ușor să vorbești decât să tac. E, păi atunci nu te mai plângi. Aia ție-ți vine ușor că ești blagoslovit de Dumnezeu. Ești prost din afară, dar ești deștept pe dinăuntru. Dar eu îți deștept pe din afară. Hei, voi? Ce faci, amre? Da. O copii, ce faci, amre? Să mare dorele. Voi aici la casa liniștit stăm și boc trașam, copii acolo planjam. Vă știam, nu ți-am spus, plâng și stau la tren. Noroc că nu mai trece decât un tren până mâine dimineață. Ia închebre, pagat mare faceam, calcam la inima o dată, dăm la ei voi, bre. Bria închei, frica gura de la lume avem. A, nu-i vorba numai de asta. Atunci care frică avem? Neamurii de la tine? N-am niciun neam. Atunci care frica este, bre? De la Dumnezeu ala nostru? Da. Și asta și la urmă oameni ce mă tot întrebe? Ai ajuns judecător? Scolta, bre, Ianche, tu tare supărat dacă fata de la ala lei Bobisu, paiatul creștin nu iubește? Da, dar e la dracu, n-au decât să se iubesc. Paiatul creștin, bre, fata o frică este. Și-mi pasă mie treaba lor. O vrei de la tine, de la inima? Nu s-o părăm foc? Bun. Dacă Ana, fata de la tine, nu fost. Dacă nevasta a făcut Ana și nu Ianche fost tata. Ea nu mai vorbi degeaba. Ianche, bre, uite tu, ziceam așa. Tache, mort este. Ziceam. Și Cădăr venim aici la Ianche și spuneam, Ianche, frate, Ana, nu fată de la tine, fată de la tache este. Ești nebun? Ala și știi. Nevasta-l tău tare frumos fost. Tache frumos fost. Tu urit fost. Nevasta-l tău iubit tache. Ia lasă-mă, Cădăr. Vorbește așa niște prostii că-ți vine să turbezi, o să mor de râs. Nu, râde-mi, Ianche, bre. Răspunde-mi ce faceam. Atunci, fată, jumătate creștin este. Răspunde-mi, mie. Dar nu răspunde, loc, la așa o idioțenie, nu răspunde. Tu plecat, armata a făcut. Nevasta sungur lăsat. Aici, tache, sungur fost cu nevasta-l tău. Hai, nu întinde gluma, turcule, că mă supe. Ia stai, te rog, lasă să vorbească. Da, știi că-mi place? Da, ce aici e vorba să-ți placă ție, să-mi placă mie, că aici e vorba de mine. Dar mi se pare că tocmai de mine e vorba aici. Și mă rog, deci te supere, știi că asta e așa un lucru curios. Ai vreun interes să nu vorbească? Nu are decât să vorbesc, poftim. Mersi, ai cadă la cusim mai departe, că ne-a dat voie boierul să vorbim de nevasta mea. Spune ce a fost când am făcut o armată, că e adevăratul, nu era insurat și el era aici. Și ce-ți vorbele ai stepe? Ce dacă era aici? Te poftim să nu țipi. Ori lasă să vorbească, ori înțeleg tot și atunci vă dau dracu. Bun, Ianche, vrei. Că atât asta e frutem, ajungem. Fată, putem marita mă creștiți? Lasă-mă cum îmi place cu chestia asta, mi se spui ce rostau toate buiguierile, dar din noi, tu,
putem arita un creștin? Fată, jumătate creștin este. Răspunde-mi! Ce mă privește pe mine? Mărit-o cu cine vrei. S-o mărit el, poftim, dacă e a lui, ce mă mai întâi pe mine? Bă, cadă-l și n-ai mai ce-o trec cu pincă. Te poftezi pe tine să taci că tu ești mort. Ești nebun. Mă privește cum sunt. Cadă, te rog să spui ce știi, că tu te nu știi ceva. Liniștește-te, mi-a închevrei. Cadă, nu știm nimic. Acum ce bănuiești? Cadă, n-ai bănuit nimic? Acum de ce spui că a fost ceva? Cadă, n-ai spus că a fost ceva. Dar poți să știu tu pe Mahomed al tău că n-a fost nimic? Nu. Asta nu. Asta numai tache putem spune. Dacă... Acum ce stai? Spune. Ai spus că sunt mort. Mort! Ascultă, nu vă jucați cu așa un foc 30 de ani, nici nu m-am gândit că s-ar putea să și acum îmi vârâți în cap așa o idee că-ți vine să-mi nebunești. E nebunătoră, bătrân, se poate să crezi că așa ceva. Așa nu mă lua pe mine, așa te rog să juri, să juri pe mormântul nevestii tale și pe mormântul nevestii tale. Jur, poftim. Și chiar dacă a fost ceva, tu ai să juri. Bă, iată, bă, uite și mă uit în ei, mă uit cu 30 de ani de prietenie să mă trăsnească Dumnezeu în clipa asta, dacă e adevărată o vorbă. Și chiar dacă ar fi fata lui, tot nu se poate mărita cu el, că-i soră, păcătosule, ia ca așa. Da, i-am chibrit, dar și eu am fost tiner. Nu cu nevasta lui tău, cu nevasta lui. Nu porne altă prostie. Eu cunoscut nevasta al tău înainte de tu cunoscut la el. Ești? Ești. Iubit nevasta al tău și ai iubit la mine înainte, tu bine știi. Da, eu făcut să-mi armat. Da, dar și mult călătoria la Galați făcut. Mult la drum fost. Nu fă cu mine joaca care ai făcut-o cu Ianche, te rog. Dar ce tu crezi că asta o face cu tine, tot cu mine o face? Asta vrea să dovedească că chiar fata, dacă ar fi a ta, Ionel, ar putea să o iei. Dar fata nu e a mea, mă. Dar de unde vrei să știu că e a mea, poți să juri? Asta cum să juri? Dar vezi ce idee poate să fără în capul unui om un ticălos de turc? Să tot gluma, încercare fost. Mai bine că atunci chiar nu putea să o ia deloc și era păcat. Aha, e, atunci faceam la ei bucuria mare. Ce zici, Tache? Eu aș fi bucuros să limpez lucrurile. Da. Ce te faci cu Mahala? Ce-o să zic Mahala? Mahala, aici numai voi doi negustori. O vrei supăram la Ianche? De la Tache cumpăram. Creșitin supăram la Tache? De la Ianche cumpăram. Socoteala tot la untru rămâneam. Dar asta poate că nu-mi convine mie. De ce, băie? Eu știu că o vrei mea o să cumpere de la tine că săfnoși, dar cine-mi garantează mie că creștinii tăi o să cumpere toți de la mine? Ma, voi și până azi la fel castigat, nu e adevărat? Atunci o singură provalia fașam și amândouă câștig la jumătate imparsiv. Bună! Asta e foarte bine. E așa, dar știi că e deștept dobitoc? Tot voiam noi să facem o asociație. E așa, atunci spargem zidul de la mijloc. E subțire și nu costă bani. Rafturile zvăpsite la fel. Și tot trebuie să vopsim casele albe cu vor copii, vezi tu? Vezi tu ce bine a ghicit ala mea că trebuie să vopsim casa la fel. Dar e un magazin frumos. Ca în centru, mă rog, ce nu suntem lângă podul pescării. Deasupra o firmă mare. Așa, cu niște litere, ne spune copiii. Da, Tache și Ianchi. Nu, Ianchi și Tache. Nu, Tache și Ianchi, eu întâi, eu sunt mai bătrân. Ce mă privește pe mine, bătrânețea ta? Asta e firmă, ce iac de naștere? Asta e comerț și în comerț eu am început. Păi eu am avut întâi prăvălie, tu vindeai nasturi, bă. Ce importanță are dacă te poartă pe tine prăvălia, ori porți tu prăvălia? Ce infanteristul, nu și eu tot militar ca și artileristul? Ce ții pușca, ce ții tu? Păi bă, dar eu am avut o mulțime de... Eu am avut întâi copil. Dar eu m-am însurat întâi. Păi eu am avut capital de la tata. Dar eu l-am făcut singur și la urmă ori mios negustor bun și tu negustor prost. Bine, atunci nu mai faci tovărășia cu mine și deci pe suflet degeaba, eu tot n-am să fac, dar pe firmă are să fie Ianchi și Tache. Nu, dacă nu-i Tache și Ianchi. Bine, poftim. Să fie așa, dar am să fac acum o propunere care te mulțumește și pe tine și pe mine, dar n-ai să o primești. Nu, dacă mă mulțumești, o primești. N-ai să o primești. Dacă spun că o primești. Jură că o primești. Jur, poftim. Să scrii mă fraiește, că să citești de la dreapta. Vezi cât ai jurat degeaba? Hai să scurtăm. Lăsăm copiii să hotărască și că... Stai de acolo și... Da, pe toți, Ionel, vrei Ianche și Tache, Ana, vrei Tache și Ianche. Ce vrei o bătrân spune femeie îmbracă-te și omul tânăr îi spune dezbracă-te. Și femeia la fel bărbatului. Asta de când lumea. Bă, Mirame, să fii și tu serios, o dată. Am învățat de la tata o vorbă mare. Ce că nenorocirea este o persoană foarte delicată și foarte pretențioasă. Când dă de un om supărat și încruntat,
dat, îndată zice, poftim, aici mă așteaptă. Dar când te domnul Vesel, zice, pardon, am greșit. Se duce la altul, iute că vine. Cine? Nenorocire, baba Safta, ei, cum se dure? Și să vezi că se duce la altul. Bună seara, domn Tachi, la mine am venit. Nu ți-am spus eu? Dar ce vrei de la mine? Păi avem un șava de vorchi. Păi spune. Vă spune așa, că e lucru cam anivoie și nu pot spune față din toată lumea. Mă rog, dacă e nevoie, eu pot să sursesc urgent. Numai să nu mă trimiteți în casă, că e cald și nici la tren. Nu, las că stăm noi aici deoparte de vorbă și nu ascultă nimeni. Lasă-mă să stau o leacă pe prispa asta și să-mi trag sufletul. Ce-ai nebunit, babă, vrei să-ți tragi sufletul pe prispa la mine? Apoi, neta, și când o vini moarte, ai să râzi. E unde de Dumnezeu? Te pămânești că se supără și se duce la alta. Dar să mai întoarci și n-aveam neta grijă jupânii. Iote, dacă te vârtești pe lângă dânsa, cum îi știu obicei. Ei, sprevește și tu, că femeia a venit aici cu o treabă. Lasă-o să-ți pui jară de spus și gata. Mă rog, ce o opresc eu? Ia spune-vă. Păi să spun, da. Nu știu cum șorilor să încep. Mică, te-ai supărat. Ei, da și? Ia cu flăcăul dumitale și cu fata jupânului. Aha, dar cine ți-a spus asta? E, doamne, s-o auzit, nu știm neta. Ia păcatoasa e asta din lume. E mare păcat, domn Tachi. Mare păcat, să nu li dai voie cumva, că să mânie și el de sus. Ce vorbești, parcă Dumnezeu n-are altă treabă. Dar mă rog, și poftește lumea asta de la mine, bă. Oamenii nu știm neta, că s-o vor ghi să nu cumpere nimic de la neta dacă se întâmplă una ca asta. Foarte bine, o să cumpere de la mine, pierde ceva? Neta, nu? Dar pierde el, maică, și păcat, maică. Își porba mă întorc și altfel și... Cum să-ți nenoroșească frumuseții de băiet? De ce băiatul lui nu-i de nasul fetei mele, e așa un nobil mare că îi se strică sângele? Vă știi lege, băiat! De aceea se leacă de fata. Ai vorba de fata ta, ai vorba de mine, lasă-mă în pace cu fata ta, cu tot. Așa e, foarte bine. De ce n-ai spus-o de la început? Asta voiam și eu. Bine că recunoști că asta voiai. Băi, atunci mai încurci lumea de pomană. Eu te la aici că eu încurc. Mă rog, vrei să te descurc? Eu te am descurcat, tu te mă duci și spune la toată lumea că nu dau fata și gata. O, dai, nu, da, și ți-am cerut-o eu. Mă rog, ți-am vrut eu pe gât? Dar vreau să-mi produc tot de mânică, dar lasă-mă în pace cu el. Nu știu, vreau să mai aud de el. Am terminat și eu, scurt. Foarte bine. Bun, ba să zic că nu-i dai voie. Dar cine ți-a spus că-i dau voie? Vă zic că spui serios că nu-i dai voie. Spun și-mi place, băi. Spun și-mi place. Ascultă, babă, să mă lași în pace, că-ți cunoaște măsările. Apoi să știi, jupânică, îmi pare rău că vorghește așa. Eu îmi trudesc sufletul să fac cum îi ghini și dumneavoastră vă bat în joc. Să mă bată Dumnezeu dacă mă mai amestic. Așa să te auzi Dumnezeu. Și la urmă urmi, nu scop chimiei. Eu te ca băgat de seamă. Dar nici ai nevoastră nu-s. Ce? Apoi chiar așa? Nu-s? Are dreptate în lumea să spuie că nu va spurta cum să poartă omul cu copchilul lui. Stuchiv armuțele. Ce și asta începe, mă, dobitocule, n-au și spune ce taci așa ca o scândură de la dușul meu. Ce acum are să înceapă toată lumea la chestia asta? Dar și Iosif vine? Ba nu, împăratul Franț Iosif, taci ca o furculiță fără dinți. Și are să crede toată lumea că dobitocul cu coarne îs eu. Nu, te-ți place să mai vorbești. Eu le-am spus, dar mi se pare că tu le-ai și făcut. Une-o dată capăt pentru numele lui Dumnezeu. Acum ce te supe? Poți să nu mă supăr, că nu stai și tu 5 minute să te gândești. De ce vrei, eu mă gândesc mai repede? Te gândești pe dracu, că îți turie gura ca la omoară, vădorăjită. Nu-ți dai seama și buclucuri ne așteaptă. Nu ne așteaptă niciun bucluc, ce să ne aștept. Ești chiar dacă ne așteaptă buclucuri, ce sunt eu de vină? Dar ce e de vină, băi, eu? Dar cine eu? Ai vrut să facem negustorii alături, eu de ce faliment prima a ieșit. Păi dacă eu te-am pus să faci fete. Dar vede că să faci și tu dacă faci așa o deșteptăciune. Dar eu apucat să fac băiet. Ce te-ai grăbit? Eu, ia tu-te la toți drașii și lasă-mă. Să mă duc să crezi tu că am să mă duc. Dacă mă faci tu pe mine de vină de tot ce s-a întâmplat, atunci mă duc și gata. Cu fată cu tot am să mă duc, așa să știi. Nu am lăsat nătos, n-am să mă omor eu din pricina fetei. Da, așa am eu bine, dacă să mă spun eu din pricina băiatului. Da, nu te roagă nimeni. Chiar să rogi. Nică tu un lucru să știi, bagă de seama. Uite și uite ei. Dacă se întâmplă o nenorocire și nu-ți dai seama la ce spui, mă jur pe mormântul tatăl și al mamii că las și casă și prăvălie și tot și mă duc în lume. Foarte bine, o să cumpăr eu mai ieftin. Du-te dracului! M-ai auzit? Vreau să pleci.
foarte comod. În caz să mă taie și pe mine bucățele, să dea foc la casă și gata. Așa un prieten nici n-am nevoie, dobitocule. Ce crezi pentru trei sarmale? Pot să fac și eu trei sarmale. La urmă ori, ce crezi că am să mor? N-am să mor. Mi-a murit și nevasta și n-am murit. Dacă și o prietenie ai tu pentru mine și poți să mă las singur, singur de tot, foarte bine. Eu am să mor. Și ce-ți poate să ții dacă am să mor? Am să mor fără prieten, dobitocule. Ei, poftim acum, vine aici, vine de norocie, eram singur, acum mă supărat eu, vine la mine. De ce să nu vin la mine? Vin la mine, nu-i așa? Și de ce să nu vin la tine? Asta zic și eu, eram singur. Hai, vorbește. Am să vorbesc? Bine faci, dar vorbește mai repede ca să scap. Te rog să fii serios. Nici acum serios, atunci nu pot să fiu serios. M-a făcut Dumnezeu așa un om că nu pot să fiu serios. Și asta înseamnă că Tache are dreptate și eu sunt un prost. S-a supărat. Măi, țic, mă, pardon, mă, Ilie, tu ești domnul Dumnezeu, spune și tu, așa un prieten ca Tache poate să plece și să mă lase singur de tot? Și ce vrea să fac eu singur de tot? Să mă spânzur? Bine, mă spânzur, dar de câte ori am să mă spânzur? Ce crezi că merge de multe ori? Ești pe urmă? Dacă avea decât să mă lase, n-avea decât să mă lase când eram tânăr. Eu acum când am ajuns așa un măgar păcătos care plânge, că uai. Dacă nu vrea să dea băiatul, n-are decât să nu-l dea, ce am să-l omor. Dacă vrea să-i dau fata, eu dau. Dacă ei se iubesc, înseamnă că vrea Dumnezeu. Și cine are să zică nu, când a zis Dumnezeu, da. Comunitate! Cine? Comunitate! Ție ești nebun? Nu sunt sur. Cine ai spus comunitate? Dar ce am este care comunitate? Ce am făcut fată cu comunitate? Dar să știi, stai puțin să mă trezesc, ce este cu comunitate? De ce vorbești tu de comunitate? De ce vorbesc? Vorbesc fiindcă m-a trimis comunitate să vorbesc. Iată, și așa o mare secet a fost că n-a găsit al măgar să trimite? Te rog să vorbesc cu respect, că eu vorbesc aici oficial. Ce spui, știam că vorbești jidovește. Și așa unul ca tine poate să vorbească oficial? Și mă rog, ce-i să vorbești oficial? Am să vorbesc că comunitate nu-ți dă voie să-i dai pata lui Ionel. Bine, și dacă eu tot am s-o dau, ce recoltez eu? Ai să recoltezi așa un mic faliment, sigur, că nu mai cumpără nimeni de la tine. E bravo, tot male cu ceva. E și dacă nu dau faliment? Și ce? La o mare supărare, crezi că un mic foc nu se poate foie? Și vorbești ca la Haim Rabinovici. Chiar așa? Și dacă eu s-a asigurat pentru foc? Dacă te-a asigurat pentru foc, tot nu te-a asigurat pentru concurență? E și dacă m-am asigurat și pentru asta? Tot ai să închești prăvăria? Dacă am să fiu și deschidat alta în asociație cu Tache. Și dacă comunitatea așa tot altul vrei să deschidă alături? Și dacă dau eu foc, ce se întâmplă? Deschide alta, că și el e asigurat și gata! E comedie la toate s-a gândit, madame, comunitatea asta așa o pucoană teribilă. Mai să pui mâna în foc, e bărbat și la așa un bărbat o să-i dau chiar pe Ana. Nu cumva îl cheamă ștrul. Ei, te rog, fără aluzie, eu vorbesc aici oficial. Așa, sau și cine mă rog, te-a făcut obicea o rohola? Te rog! Dacă te rog, eu cam înțeles și șuruburi pui tu ai ieșit când am aflat cine gustorie, învărtești pe sefengurile de când a venit fata și până acum, așa crezi, și pe baba safta, cine a trimis-o? Ai noroc că nu por câinii în ogradă, că te-aș da afară cu câinii! Auzi tu, păcătosule! Așa o politețe de ovrei ai tu în vorbă! Te coftesc să nu mă faci să te ție ce politețe de ovrei am eu pentru tine, că pe urmă e rău! Te rog arată! Fii deștept și nu mă țin să am să fiu deștept, dar tot să te țeți! Poftim! Și crezi că mi-e frică? N-are de ce să-mi fie frică! Mă! De ce să-mi fie frică de așa unul ca tine? Pentru că țep? N-ai decât să țep! Că țep și eu și gata! Aici! Nu aici! Comunitate! Nu fii prost! Nu sunt prost! Sunt comunitate! Așa ești comunitate și mă rog cum ești când ești comunitate! Tot așa cum ai fost la Nicorești după vin? Și crezi că nu știu? Păcătosule! Dar ce dat? Nu vreau să dat! Nicorești! Nicorești! Dar să ce? Ce ești prost și nu înțelegi? Din partea mea face pofte și eu aș face ca tine. Și eu te vină dacă Ruhăl e așa cu ambiții la fata ta, să o iei dracu de femeie, toată săptămâna o umbla. Dar acum, ascultă la gard și vrei să am un loc. Dar ce vrei să l-am eu? De ce vă amestecați voi în casă la mine? Ce eu mă amestec în casă la voi? Ce eu umblu să știu ce se petrece la voi când te bate Ruhălă și te vâră sub pat? Ei, te rog, ești așa un om indiscret că mă și sopăr. Bravo, sopăr! Și
și gata, s-a supărat, toți s-au supărat, bine că nu-s eu supărat. Am să fac explozie de atâta bucurie. Dar ce te amărești? Și ăștia așa copii? Fă ce poftești? Cum să fac ce poftești? Am muncit o viață întreagă ca să ajung la bătrânețe, să dau faliment. E bine, n-am să mări fata, am să o omor, dacă așa vreți voi. Dar ce te potrivești? Lasă-i dracule pe toți! Tocmai tu vorbești. De ce să nu vorbesc? Poate că și eu aș face la fel dacă aș fi în locul tău. Fă ce poftești? Dacă-i fata ta. Dar de ce să nu fii fata mea? Mă rog, n-ar nică să fii! Și mă privește pe mine! Mă privește pe mine, dobitocule, poftim! Poftim că a început și eu, dar ce vreți? Ce vreți cu mine, păi, dar vreți să mă nebuniți? Mă rog, e fata mea, nu e fata mea? Și întrebi așa ca un prost! Dacă nu știi tu, de unde vrei să știu eu? Eu de unde vrei să știu, poftim să vezi că toată mahala vorbește ca el! Dar dă-o, dracule, de mahala și-ți pasă de ce vorbești! Cum să nu-mi pese, cum să nu-mi pese, că atunci oricum cum aș face tot nenorocire iese. Dacă nu mărit cu Ionel, înseamnă că e a mea și o omor. Dacă mărit, înseamnă că nu e a mea și mor eu. Și iote cine mi-aduce mie nenorocire în casă, iote de la ce păcătoși, de la dobitocuista și de la rohără! Iartă-i supărat! Nu, nu m-am supărat, am înnebunit voi! Voi m-ați nebunit să fiți voi, dracului de păcătoși, că de asta nu vă iert, auzi? Și acum te poftesc imediat să pleci de aici, că stric o masă pe tine! Stai că plec! M-ați nebunit! Stai că plec! M-ați nebunit! M-ați nebunit! Și voi știi că n-am nevoie de voi! Și puțină pasă dacă nu cumpărați! Și puteți să-mi dați și foc păcătoșilor! Și știi tu ce spun una? Să mă ferească Dumnezeu să mă fac și eu antisemit! Să nebunesc, că atât vreau să nebunesc, dacă e vorba că tot trebuie să nebunesc, cel puțin să nebunesc cu folos. Am să dau, fata, eu dau. Acum să terminați și în sor și gata. Asta nu pun prest, acum nu pun. Primesc și ghia mare. Lume tare supărat la voi, nimic nu mai cumpăram din prăunia al vostru, altul prăunia făcut, e greu. Primesc și ghia mare. Crezi? Cadâr, bine gândit, scapare ușor găsit. Voi trebuie să lăsăm copiii să fugim. La lume spus, voi oie nu dat, copiii sunguri. Fără voie plecat. Atunci lume nu supărat. Nenorocire estem, lume bun la nenorocire de la altul om estem. Prisepe mi-a închepă. Aici stai așa un plan, că e o idee bună. Dar poftim? Ce facem cu Tache? A spus că nu mai vrea el? Tache nu vrei? Ah! Dacă el nu vrut de la capăt, el al bucluc la inimă, el nu vrei să facem fericirea la copii, mă. Dar ce vrea? Să-și nenorocească copii? Nu ești el nu pricepe că nenorocește, cum să fac eu o treabă ca asta, ce nu-i copilul lui? E dobitoc. Apoi chiar că l-avea dreptate lumea să zică că nu e al lui, tu nu seamănă cu el. Și mai bine că nu seamănă cu așa un dobitoc. Ionel, nu copilul de la Tache este. Ce spui? Ianchi, frate, ascultam, Cadâr. Spune-mi acum lucru. Taina mare, Ionel, băiatul de la Cadâr. Ce vorbești? Săracul Tache, așa o surpriză pentru el. El nu-i știm, el nu trebuie să-i știm. Ia că frățișoram, la Tache nu-o spunea Mazăr. Și cum ai putut tu să faci așa un lucru, brecadu? Ia că frate, Tache apasă în galas, Cadâr tiner fost, nevastă de la Tache frumos fost. Inima păcătos, păcătos!
Tache, Ionel nu mult iubește. El nu vrei să ajutăm copiii pentru ca să fugim. Ajutăm noi. Închimre, promotă la mine 20.000 lei. Da, ce să faci cu ei? Doamna Ionel, paiatul de la mine, cadar saragma. Toată viața mușim bani înapoi la Ianche Platima. Și pentru pe tine vreau să cam eu grijă să dau fete. Ce crezi că am să dau? Și eu sunt Tache, ce eu? Te pomenești? Te pomenești că e adevărat cu fata aia? Ala, nu... E așa o poveste, ar fi... Nu e adevărat! Scoate, Cădăr, te rog să nu glumești cu mine! Scoate ghimbere ăsta din inima mea, că eu singur nu pot să-l scot! Și degeaba și rătache, că tot nu pot să-l scot! Ala, ea mea, adevărat e... Că-i fata? Nu aveam teama, Ianche, bre! Sta Cădăr, bine știm! La lac joram! Nu aveam frica la fetița, alu tău este... Acum dai banii la Cădăr? Acum de ce? De ce să nu stau și dar nu stau? Trebuie să spunem, am așa o fericire, nu știu, să duci o fată, dar parcă o câștig, parcă am via din morți. Și zău că-mi pare bine și de Ionel că e amestecat, parcă să bagă de seamă mai puțin. Devine o căsnicie, așa ceva... mai internațional. Săracul Tache de el îmi pare rău, dar dă-l la dracu, că dacă nu era așa, nenoroșeam fata tot rău cu câștigului. Eu mă duc să aduc banii să dau fetiții. Și tot la el aici pentru Cădăr îi spui să da banii de la Cădăr pentru Ionel este. Eu chemam Ana, apoi plecam acasă, colcam bosin. Bosit? Bosit, oh, bosit. Da, ce frate, unde este, mă? Da, știu. Cădăr, vrem, vorbim ceva la tine. Vorbim. Da, ce? Mai bine aici. Băiețelul cel mic nu a dormit. Tache, frate, ala copii, amândouă, trebuie plecam. Acum plecă la trei. Așa m-am gândit și eu, zicem că n-am vrut să-i căsătorim și o fugit. Cădăr, bine știm. Tu, frate, la Ianche fost, m-a la tine inima îndoit. Este, tu credeam ala casă de la creștinul Ovrei, că nu bun este. Și ce să spun? Nu, frică avem, mult frică avem. Ce să spun, băi, Cădăr, așa cu capul mă gândim eu că n-ar avea rost teama, dar... Mi-i teamă, nu avem teama, Tache, frate. Ana, nu o vrei ca ies. Băi, de unde știi tu asta? Ana, fată de la Cădăr, este! Săracu Ianche! Păi el știe, mă! Dar nu ești numai! El nu vrei să ajutăm copii pentru ca să fugim! Ajutăm noi! Dacă vrei, promotă la mine 20.000 lei! Dam la Ana! Ana! Bine, bine, Ianche, hai ca să vorbim! Da. Hai! La damă! Ana! Da? Vino încoace! Ce-i, papa? Iote, ce-i? Iote, cum se cunoaște că ești fata maică-te, cum ai sărit un pachet de hârtii, mi-ai și sărit de gât. Așa, sărută pe ovrăista bătând că el e tatăl tău, nu-i așa? Da, e papa-l meu. Am înțeles tot. Ai înțeles și tu, bravo, vino să te sărut. Jocul, du-te, desfă bagajele, da?
să nu vadă Tache. Bravo, nene Ianche. De ce, nene? Poți să-mi zici și tată? Tată. E așa. Tatăl tău. Și el te lasă să pleci și rupi inima, că ți-i tata, nu-i așa? Că te lasă să pleci ca să fii tu fericită, să nu mai plângi, să nu te mai gândești la asta, nu mai întreba acum și ce că a fost greu, dar ce n-ar fi făcut un tată ca mine, că doar ți-i tata, nu-i așa? Da, papa. Te lasă să pleci ca să fii tu fericit, să nu te mai gândești la tren. Și eu te iei să dai, iei să dai lui Ionel de la cadăr și acum du-te și fă geamantanul repede, ce l-am pregătit eu, tatăl tău. Și să fii fericit, să te gândești că-s bătrân și păcătos și că te iubesc. Ești fatul meu și du-te și lasă o scrisoare că ai fugit. Asta e un fel de certificat. Și în colț v-am oprit o trăsură ca să vă duceți la tren. Acum puteți să vă duceți la tren. Celălalt de Tache stă în casă și nu pot copiii să fugă. Tache? Da, și bă. Stă în casă pe așa o vreme, nu-i cald în casă? Da, am și m-am dușit. Da, păi, ce să-i faci greu? Greu, da. Dacă așa a fost să fie, dacă a vrut Dumnezeu așa? Ai dreptate. Nici nu știi câtă dreptate ai. Poate că tot știu. Nu știi. E Cadir unde-i? S-o dă să în casă, a, să puci. Ce-i pasă? Adevărat. El n-are copii. N-are. Oricum ia și el parte. Păi lasă și cade. Sigur că se cade. A crescut pe lângă el, parcă ar fi puțin de el și copiii lui. Păi da! Ce? Și-ți s-a părut? Nimic, o trăsură s-a depărtat. Da, iată că nu se mai aude. Aha. Să se ducă în la gară. Românești, nici n-ar avea unde să se ducă la ora asta. Păi da. Acum și trece și trenul. În câteva minute. Și gata, da, să liniștești. Să liniștești. Ce? De ce? E întâlnit copii amandou. Unde? Afară la trăsuri, încolo plecat. E scrisoarea asta două ori. Pentru tine, Ianche, și pentru tine, Tache. Ce nenorocire! Grozăvie! Au fugit copiii! Da, au fugit! Ce și facem? Ce să mai... Dacă ne-am ducut după ei la gară? Da, haidem! Stai! Adică trece trenul! Trece trenul? Ei trebuie să fie! Fă să-i cu Batiste, dobitocule! De ce n-au răspuns? Însemne că nu ne-au văzut. Așa de repede? Așa se uită. Nu se poate. Așa am uitat și noi. S-au dus. Lasă ambre, nu plânge ambre. Copiii fericit torșeam. Și ei fericit. Și voi fericit. Și eu fericit. Și tu? Și el. Băi, Ianche, spune tu. Bă, frate Ianche, acum că pleca copiii, să dăm cărțile pe față cu tot. Asta voiam și eu. Băi, copilul îl iubești. Nu numai că l-ai făcut, pentru că l-ai îngrijit, pentru că l-ai crescut, pentru că... Da, foarte adevărat. Noi da. N-am făcut datorie. Da, turcul nu și-a făcut. Și-a făcut nici datoria de prieteni. Rază că știi. Și asta voiam să spun, dar eu credeam că tu nu știi. Cum nu era să știu? Și de ce nu mi-ai spus nimic? De cum era să spun când era copilul aici? Și ce ai zis când ai aflat? Ce era să mai zic? Dar un lucru tot am zis, asta nu a fost prietenie, băi, frate. Foarte adevărat, eu unul fiindcă copiii au plecat, eu pe Cadâr nu-l mai cunosc. Te rog să crezi că și eu fac la fel. Te crezi și merit, a fost o ticăloșie. Pe care eu nu-i iert. Acum s-o iert eu. Așa încât Cadâr de azi încolo te-ai șterg de inima mea. Nici bună ziua nu-ți mai dau. Rămâi să ne Allah mare este, Mahomet, profet de la el este, tot turcul plătește.
banii plicăci, brânca fără, în știri un de rabire un terabile noi ne chinăm. Nu te duci să mănânci? Am da băiesele să mănânci. Și n-ai poftă? Nu vreau. Poate că îi lua ceva în gură mai târziu. Lasă pe mâine, poate că mâine puteai să mănânci. Da, ca și azi. Mâine mic faci economie. Da, tu? Și eu fac economie și siluetă. Așa e modern. Nici tu n-ai poftă. Am așa o poftă. Că de-ar avea toată lumea ca mine, ai un plac cu lumânare să găsești un om sărac. He, și vrei bătrâneți. Bătrâneți. Nu mai mănânci, nu mai dormi. Nu mai dorm. Și aștepți. Ce aștepți? Moarte. Și vorbești așa o vizită plăcută, aștepți tu? Nu trebuia dracu cu ea decât așteaptă tu și pentru mine. Aș aștepta eu și pentru tine, frate Ianche, dar nu se poate asta, trebuie să o aștepți singur. Singure, singure. Tot trebuie să vii odată. Să vie cine să vie? Moarte. Atea o dracului de moarte, tot ce nu te gândești. Am să strică tot banca asta că nu mai ai de vină. Cum să nu te gândești la moarte dacă stai la tren? Vine. Cine? Trenul. Nu mai nimic, îl vine și trenul și era să mănânci măcar, dar face și acadă. Cine? Frumos vine. Cine? Trenul. Foarte frumos vine. Se face mare, se crește, și așa ca un flăcău vesel. Dar lasă așa o amărăciune pe inimă când pleacă și se face mic. Și intră-mi pe mâine. S-a adus. Nu se mai vede. Văd. Ce ești prost? Ce se vezi dacă nu se vede? Ernei, tinei, fagalțe, voc, fardinta, fimă... De câteva vreme mă trezesc noaptea la fiecare tren. Și eu? L-aud cum vin și vin și vin. Cum se duce și se duce și se duce la dracu. Așa o civilizație care nu te lasă să dori. Parcă nu mai tren. Când aud un pas pe stradă, tot mi se pare... Bătrânețe... Și sângurătate... Sângurătate... Urmă, nu poți să ții pe nimeni în lanț. Pe cine să ții în lanț? Nici chiar pe cadă. Și de ce să ții în lanț? De-l dracului de păcator s-a pus să-l ții în lanț, așa unul ca el. Când era tânăr, trebuia să-l ții în lanț. De unde era să știu eu? După eu... De Telcăvin. Cine, cadă? Nu, nu, trenul. Trenul mi se pare că l-am văzut. Mi s-a părut că... Da, și mie. Da, nu, nu a fost. Nu. Vrei mai fumează sigară. Da, mulțumesc. Hei, tinereț. Și dragoste. Ce să-i faci? Când ieși din casă și afară, e așa o lumină nouă și o frumusețe pe care nu mai știi. Cine e așa de îngloc să se mai uite înapoi? Și poate că e mai bine și... Așa un vânător care plânge să-i se întoarcă gloanțele înapoi, să-l scui prin ochi. Ei, băi, Anghi, frumos, ce spui tu, da? Inima, ce spui? Da, lasă-mă, lasă odată și inima în pace. Eu nu vreau să vorbesc de la gât în jos. Băi, Anghi, tu știi că eu sunt un om tare, eu nu mă dau bătut cu una, cu două. Dacă vine Gavrila cu poșta și mi-ntinde scrisorile, mă topesc, nici nu știu cum să le mai citesc. Dar parcă eu ții cu soare. Da, băi, vezi? Da, dar nu vreau să-l mai am. Băi, da, nici eu nu vreau, degeaba. Stau aici pe colțul Teșghelii și le citesc scrisurile toată ziua. Păi ce vrei să facem? Pe asta spun și eu. E că azi n-am primit. Nici nu? Nici. Nu știi ce greu mi-a fost. Și n-au voie? Ba da, da, nu-i tot unul. Păi și el ce ți-a scris? Nu ți-am spus aseară. Ba da, dar ce strigă dacă o să mai spui o dată? E că o duc bine, că afacerea aceea pe care a început-o merge strașnic, că îs fericit, că să iubesc. Atât tot? Da. Dar ție și tot scris. Cam tot așa. Și tot amândoi ai scris? Da. Ia de să vă și o scris. Ce să vezi, băi, dacă ți-am spus? Bă, dar oricum altă e vorba, altă e scrisul, pără că ești mai aproape de ei când citești. Ești.
Da, las, Brăila, Constanța... Da, să plimbă, să plimbă, bine ca o parare. Ea, numai să le ajungă, că prea mult nu vreau ei pentru asemenea plimbă. Asta zic și eu. Că asta e de la București. Tot la mașină scrisă? Da. Ce-au și copiii ăștia cu scrisul la mașină? Păi așa e azi. Da, modern, civilizație, dar prea civilizație pentru așa o scrisoare la părinți. Da, ție tot la mașină scrie. Da, și nu știu cum, dar așa o formă comercială și mașina nu tot una cu scrisul de mână, acolo parcă e na, dar dreptul, dar așa s-o parcă pune la mijloc un perete, nu lipește inimă de inimă. Stă o bucată de oțel la mijloc. Asta așa e, dar și vreau. Și vreau să mă las în pace cu așa o civilizație. Dar și te necăjești de ce? De ce? Iată de ce? Până acum mi-a fost rușine să-ți arăt. E bine, am să-ți arăt. Poftim. Tot la mașină? Bine, știu, și? Cum și domitocle, nu vezi că sunt scrisorile acelea, din urmă, cum două foi și dacă două exemplare și scălesc amândoi și până la două. E așa o economie și la dragoste, prea modern, prea civilizație. Așa e, iată, e acelea scrisori, a mea e primul exemplar și a ta a doua. Nu, nu se poate, a mea este prima și a ta este alea ce vorbești prostii, niciuna mea este prima. Ai să știi că avem așa niște copii moderni, că primul exemplar îl pun la dosar. Ori îl trimit lui Cadâr. Da. Da, așa trebuie să fie. Păi, oricum, nu-i și el părinte. Păi, pe toți. Păi, să și cade să-i scrie. Da. Păi, dar ei n-au voie să fie supărați. Da, mă rog, dacă zici și tu. Păi, nu-i așa? Așa nici vorba, păi, da. Să fim noi mai tuși decât el. Asta nu-i drept. Oare mai vine? Cine să vii? Mai vine vreun tren? Ce mă întreb pe mine? Ce o să-i cheferei să le știu pe toate? Ce super, nu știi, nu spui și gata. Așteaptă să ne văd bine și am să le știu. De când au plecat copiii, văd mereu. Nu vezi și școală teribilă. Adevărat, de cum închidem prăvăliile și o rezumă. Așa, o să ne închidem de tot și o să învățăm perfect. Iar nu mai glumi cu vorba asta. Dar nu glumești deloc, de luni încoace, număr clienții, fiecare zi a luptat bine, rucălă, am să-i adresez felicitări. E, parcă baba Safta și cu surul a avut. I-am numărat până am terminat de numărat. Scade și gata. Noroc că acum nu mai are de unde să scade. Se ferească Dumnezeu. Am zis și m-a și ferit. Asta n-a mai venit niciun client în prăvălie. Și vorbești la mine de-alaltă. Dacă atât, dacă torn un kilogram de unde lemn, deschis fabrică de sardele. Și nu știu ce dracu, toți că se duc și se nedușesc acolo. La mine e așa un aer curat și plăcut. Nu-i nimeni. Iar îți arde de globă. Și dacă am să mă dau cu capul de pereți, crezi că iese bani? Nu! Eu cred că iese sânge. Și nici clienți nu fac. Am să fac cel mult o duzină de cucuie. Să fie de bine lui Cadâr. Așa o prietenie a avut el pentru noi, așa o afacere, cu așa o cinste, cum aș dea Dumnezeu să ai bață la bani ca să-i poată ține legați. Deocamdată își plătește datoriile. Știi, uite mâna. De unde știi? L-ai văzut când a venit? De cum era să nu-l văd dacă a venit la mine? La tine când? Acum vreo două zile. Ce te faci că nu știi? Doar din aur ai spus. Păi nu, eu credeam că l-ai văzut când a venit la mine. Și la tine a avut datorie, bravo, bine că a avut credere. E, că tu nu i-ai fi dat. E, cum să nu-i dau dacă i-am dat? Mult? A, ce să mai vorbim, acum că mi-a plătit tot, meargă sănătos. Și ție ți-a plătit tot? Da. Mult? Lasă-l în plată, domnule. L-am lăsat, dar spune că nu te teme, nu mă amărăsc că îi merge bine. Eu dacă nu te-ai supărat, tu să mă bată Dumnezeu, dacă n-aș fi în stare să vorbești acum cu el, păcătosul dracului, că am ținut la el ca la un frate. Eu, deci să mă supăr, eu credeam că tu ai să voi țurât, și parcă mie îmi pare rău că face dever așa de bun, că trebuie să făcut afacere bună, dacă mi-a dat el 20.000 de lei. Iute, și de ce tocmai așa o sumă rotundă? Și ai dat de mult? Nu mi-aduc aminte bine. Mă, dacă spune de nu cum v-ai dat când au fugit copii. E, asta-i, nu o să mă scoți vinovat pe mine că au fugit copii. Nu zic că nu, dar vreau să știu. Nu mi-aduc aminte. Mă, dacă e așa o vorbă care miroase a minciună că știi că iau un depozit de pe parfumul. E, bă, așa mă cunoști pe dar mine. Dar mai fi că te cunoști, știu că nu poți să spui minciuni. Păi atunci? Da, dar ai spus tot, ai spui asta, ca și negustoria, faci prost, dar tot o faci. Eu te rog să-mi spui adevărul. Mie, bă, crede-mă că nu i-am ajutat eu să-mi fugă. Nu-i vorba de asta, dobitocule, da. te-a ajutat Dumnezeu și-l cunosc bine pe Dumnezeu. Da. Dar aici altă chestie, înțelegi tu. Aici, la mijloc, o combinație ceva teribil pe care vreau să o prind de coadă. Dar și combinație? Dar tu nu pricep că stă mintea în loc când tragi linie și faci totalul. Ia, adună, mă rog, bani de la tine cu fuga copiilor și cu prăvălia lui Cadâr. Și tu nu vezi ce combinații poate să iasă de aici, ce mișelie? Poate că tu crezi că turcul a făcut prăvălie cu banii de la mine? Ce pot eu să cred? Dacă ai să spui, poate că tot am să cred. Chiar dacă ar fi fost așa, nu a fost cu voia mea. Dar nu-i vorba de asta. Păi atunci? E bine, am să rup eu sac odată. Mă întreb de ce? Ia că am să spun de ce, fiindcă și eu i-am dat tot 20.000 de lei. Când? Pentru că mi-a cerut. Păi atunci, de ce mi-a cerut de la mine?
E, vezi, mă, cum te dai de gol ca un prost și prost eu și prost ai fost. Și ceea ce-i teribil e că am fost prost și eu. Cum adică? Adică mi-a tras Cadir pe șfoară pe amândoi. Cum mi-a tras pe șfoară? Să mă explic că nu te-a făcut el să lași copiii să fugă, că și pe mine tot el m-a făcut să-i și tu? Apoi, vezi, felicitările mele. Vrează că nu ești supărat. Dobitoculete, de ce să fiu dacă i-am lăsat? Înțelegeam să fii tu supărat că nu voiai să-i lași. Eu nu voiam să-i lași. Cum te mai face că mi-a spus turcul? Dar turcul mi-a spus că tu nu voiai să-i lași. Că nu vreau eu? Dar ce aveam eu să nu vreau? Acum încep să vezi combinația? Ei, drășie, păi de ce mai ceru bani de la tine? E cum, de ce a dat el pentru băiat și o dedusem pentru fată? Păi, dar pentru fată am dat eu. Și ești nebun, cum vrei să dai de? I-am dat lui Cadir, pentru asta meșel. Stai, am amețit. Nu mai este o combinație, asta este ca un vis rău, mă rog, de ce am dat pentru fată? Ei, de ce? Înțeleg să dea pentru băiat. Dar de ce? Păi noi ce mai întâlnim de la datoria lui? Datoria lui era să dea pentru fată. Pentru fată, stai! Stai că acum am amețit de-al binele, de ce era datoria lui când era datoria mea? De ce? De neșe? Parcă acum afli stai, un pic. Stai că mă trec toate rădușelile! Pe mine, nu? Iată ce să te treacă pe tine, că tu știai! Ce știam, bă, ce știam? Ce știam așa ca un nebun, ce n-a vorbit? Ce-a vorbit? După ce-a plecat copiii, n-a vrut să spun și mi-ai zis că știi? Păi dacă știam? Dar nu știam despre mine. Dar mie mi-ai spus că știi. Ce știam, domnitocule, ce știam? Știam de Ionel! Ionel, bă, nu era vorba de Ana? Ești nebun, a vorbit de Ionel! Nebunești tu că era vorba de Ana? Ce-a vorbit de Ana? Ce-a face Cadir cu Ana? Ce-a face Cadir cu Ionel al meu? E bine, ești nebun și nu mai vorbesc! Nebunești tu și-am terminat! Nici eu. Dacă Ionel e băiatul lui. Ești nebun cum băiatul. Păi așa a zis Cadir. Cadir mi-a spus de Ana. Și ești nebun ce a spus de Ana? Păi fata lui. Fata lui? Ana? Asta nu mai este combinația, asta e curată de nenorocire. Crezi eu. Dar nu se poate, să ceva nu se poate. Dar ce e asta? Ce iar începe băvaiță? Dar ce? Eu vreau să mă duc la balabuc și spui el că Ana e fata lui. Înțelegi, spui de Ionel ce poftește. Ce, ești nebun că eu îl omor? Dar ce crezi că nu-l omor și eu? Eu îl omor în orice caz. Să mă bată Dumnezeu dacă nu-l leg de șină la tren. În calte să-mi folosească și mie trenul la ceva. Turn ne-a trebuit, turc am găsit. Orice ar fi trebuie. Cadir! Nu! Nu mi-e frică. Și mie mi-e frică, dar nu vreau să ajung la tren. Cadir! Vine cu așa numai decât. Nu mă apuci. Am aflat tot și-o dat pe față tot. N-ai fost un prieten, Cadir, n-ai fost un Cadir, tot ne-ai luat, tot. Cadir, nu-i vinovat. No. Cine-i vinovat noi? Pentru ce, mă rog, că te-a primit în casă, că nu te-am sfârlit pe dup să crăp de foame? Asta ți-a fost răsplata, să ne iei nevestele. Copiii, spune, nu mai spune, nu e adevărat. Nu vezi prin mie că băiatul lui e băiatul tău. Mie nu mi-ai spus că fata lui e fata. Nu e adevărat. Păi dacă nu e adevărat, de ce? Altul cum voi nu lăsam copiii pentru ca să fugim. Ce interes ai avut să plece copiii, că fără interes nu făceai tu negustoria asta? Dași înainte că bine faci! Voi nu lăsați Cadir vorbim, vorbiți voi! Dar nu trebuie să vorbești, ce să mai vorbești? Poți să spui mie de ce ai luat bani și de la Tachi și de la mine? Ce mă nu le-a dat să noi copiilor? Nu vezi că nu poți să-i exprimi nimic, mă rog, ce ai vrut! Poate că o fi de ocazie să-ți faci prăvălie. Că numai aici ai vrut să ajungi, nu? Ascultă-mă și tu o vorbă, că nu vezi că nu mai suntem în mințelate. Ce vrei să ne vârim, pușcărie? Turcul plătește! Plătește! Cine plătește? Turcul! Asta a fost odată. Acum văd că turcul câștigă și bine face. Răsplată pentru tot ce am făcut pentru tine. Ai fost grăbit, ne-ai sucit mințile să lăsăm copiii să plece mai repede. La o săptămână ai adus un vagon de marfă de la garaj și ai atras toată clientela la tine. Și vinzi, hai de înainte, vinde până ne vinde și pe noi. Ai adus în pragul falimentului, bă. Și tu faci planul că eu ne scoate pe noroc ca să-ți faci casă cu două etaje. Aici ai vrut să ajungi. Iute că ai ajuns, felicitările mele. Turcu, plătești! Ce-ai nebunit, păcătoșule? Tu nu te plătești! Nu bate capa! Când ați venit? Dar ce crezi că deja m-am așteptat voi la tren, eu te că venit? Am venit, papa! Mă
Dar ce gândeați că nu o să ne mai întoarcem? Păi, de ce v-ați întors? Băi, cum de ce? Ca să scăpăm pe Moș Cadâr? Păi el să scape pe noi, să ne scăpați dacă puteți. Da, dar ce, papa, merge așa de rău? Mă, nu merge teribil de bine, așa de bine că stau toată ziua la tren. Să fie al dracului de tren că a ajuns un personaj așa de important în familie, că imediat ce e o supărare, îndată vrei să te duci la el. Ziceți mesilul Cadâr de așa un faliment ce am să dau? Nu-i nimic, câștigăm noi în schimb. Sau merge bine? Mm-hmm. Doar cât de bine ar merge. Credeți că o să câștigați voi ce pierdem noi? Da. Asta sigur. Nu mai vorbim. Nu o să câștigați voi cât câștigă Cadâr. Oh, Moș Cadâr, săracu, Moș Cadâr. Săracu, iau săracu. Săracu, așa cum spune, nu câștigă nimic. Noi câștigăm. Cum câștigați voi? Noi. Cum câștigați voi? Tu înțelegi ceva, Tache? Și de ce râde și înseamnă așa urăși? Papa, papa, te iubesc că prost mai ești. Ai mai simt! Ca să spui așa o vorbă mare, nu era nevoie să vii de la București. Apoi nici nu vin de la București. Ea, cu poți să zic că se cunoaște, dar atunci n-aveai decât să stai aici. Păi aici am și stat. Și asta. Cum aici? Dar de unde veniți voi? De alături de la Moș Cadâr. Și cu numai asta? Eu, de la Moș Cadâr. Dar ce credeți dumneavoastră? Că aveam să cheltuim noi banii pe drumul, nu? E, asta mă nou și de tot. La mine ce să mai năucească, că eram dinainte înăuntru. Mă rog, o străia sau m-a călcat trenul și zleșinat. Ce vorbiți voi? Foarte simplu, papa, dragule. Am stat în cetate la Moș Cadâr tot timpul. Aici? Aici alături? Tocmai Moș Cadâr, care n-a primit pe nimeni între zidurile ogrezii lui, ne-a primit pe noi. A râs noi de pușcăria lui Cadâr, dar tot o folosim la geam. M-a primit el pe cineva în casă și n-a făcut explozie, Mahomet? Și mă rog, v-a scrănit cu o singură porție de aer turcesc atâtea luni de zile? Și de ce a stat aici? Ei, cum de ce? Vroiam să vedem și noi cum merg lucrurile pe aici după plecarea noastră. Da, și să facem ceva economii. Și când am văzut că dumneavoastră vă merge prost și că s-a hotărât să facă altul prăvălie, l-am hotărât pe Moș Cadâr să se asocieze cu noi și să facem noi sub firma lui. Și n-a fost ușor să-l convingem, crede-mă. Și așa am rămas aici până astăzi, măcar că noi eram hotărâți să plecăm după cununie. Care cununie, mă? Cum ați făcut-o deja? Se putea să n-o facem. Tot Moș Cadâr ne-a ajutat și ne merge bine. Strașnic de bine și asta e tot. Acum ați înțeles. Iată, domnule, ce înseamnă copii modern. Hă? Mă gândeam ce de mi-a adus așa un aer curat la mine în prăvălie. E bravo, tot e bine că a rămas în familie. Ce să-și tache de toate aici? Mai întâi trebuie să ceriți iertare lui Moș Cadâr pentru ce i-ați făcut adina. Nu, că tot vinovat rămâne. Nu, că nu suntem copiii lui. De ce v-a dat banii? I-a dat nouă cu un prumut de la voi. Aveam nevoie de capital. Hai, ce vreau. Ce-a putut să spui așa un lucru greu în neveștere noastră? Bă, frate, Ianche, că nu mulțumit. Ana, fericit este. Are dreptate, papa, are dreptate. Du-te, dracului, tu păcătos. Să nu te mai văd în ochi și iar. Și acum aveți să rămâneți aici. Acum că s-au lămurit lucrurile, nu? Facem așa, o mică asociație. Nu, nu, te rog, iar încep să mă cer cu Tache, dacă e Tache ori Ianche. Nu, că ar fi Ianche și Tache. E așa o delicatețe de la tine, nici nu mă așteptam să fie cum vrei tu, Tache și Ianche. Nu. Aici intră și Moș Cadâr în asociație. Nu, cum are să fie? Cadâr, Tache și Ianche? Cadâr, Ianche și Tache. Nu, bre, Tache, Ianche și Cadâr. Iar începe, hai! Cadâr, altul gandit. Azi scăpare mai bun găsit. Ala creștin, ala ovrei, ala turc. Spuneam praulia la Ierusalim. Acolo și ovrei, și creștin, și turci este. E bun, s-a stabilit, nu? Da. Eu conduc. Ce vorbești și noi? Dumneavoastră, consilieri tehnici. Și așa o slujbă, să sună ceva teribil la ureche. Sună teribil și la buzunar și nu faci nimic. Ai ca un medic, așa un copil teribil ce a făcut Mătache, mai că vine să cred că nu-i al tău. Iată, ai dragului că pe urmă începe. Iată, rog să nu glumești, că asta-i fata mea. A mea, nu? Și dacă sunt bietovrei bătrâni și proști și urâce, n-am dreptul și o să mă încălziți la soare. A? Ce, nu poți să deși o floare frumoasă și să o îngrijesc și să fac mai frumoasă? Ia spune tu. Ba da, papa, ba da, sunt a ta, sunt fata ta, nu te mai îndoi. Ești papa al meu pentru că te am aici în inimă, înțelegi tu? Pentru că ești bun și vesel și fiindcă ești papa al meu și eu vreau să fii papa al meu și gata. Mm.
Dar ce? Tu te-ai îngrașat. Bă, copii, bă! Păi nu, așa o zi bună am eu, așa nu se poate. Adevărat? Spune, nu plumbi cu inima asta bătrână, adevărat. Vino încoace, vino aici. Așa, strânge. Să mor, acum să mor, pe așa o bucurie să mor. Papa, da. Să știi că în clipa asta și maică ta a zâmbit acolo, în groava ei, fetița mea, ce se spune? Nu ridică plângă așa ca un prost. Hai să mă înțelegi când ai să plângi și tu de așa ceva, fetița mea. E bravo, Ionel, felicitările mele, așa o meserie, zic și o cărentează. Câteva luni veniți 2.5. E așa o dobândă de 300%, zic și eu, îndată vă dublați capitalul. Dragă papa, când n-ai râs tu în viața ta? Numai că mi-a fost teamă că așa o floare frumoasă ca tine n-a ieșit din inima mea. Papa, te ador. Asta e cam mult pentru moșnea ca mine, fă economie pentru Ionel, că durează mai mult. E, da, acum să vă văd ce faceți cu copiii. Păi, facem doi, unul pentru dumneata și unul pentru tată. Bun. Da, deci să nu-i pune să facă și ei o asociație și să faceți unul dublu. Noi nu o să ne certăm, numai pentru fericirea voastră era să ne certăm. Noroc că s-a găsit un tur care să plătească. Dar ce faceți din copil? Un om, papa. Mai departe să nu ne gândim. Aia, dacă îți închipui tu că te poți gândi mai departe. E, acum hai să stăm. Hai. Eu adică putem de acum încolo să stăm liniștiți la trei. Da, bă, iete-l că vine. E, și de acum pot nici să nu mă mai uit la el, că l-am degradat. Nu mai este personaj important în familie. Tată, uite. E, ce? Ia te uit. Ce s-a întâmplat? Asta mică mi-arată trenul, n-am să scap odată de el. Ia, bă, uite, bă. Băiețelul ăsta crește, fetița, ia uite ce frumoșă că s-a făcut. Tu te la dracu, ce ești de bun, abia s-a terminat iar în cer. Thank you.